103 cu 4, Radio 7, suntem live video și pe 13 TV, pe canalul YouTube La Sigla cu Pisică, unde dacă nu vreți să vă sară pexalul în casă, e bine să dați un subscribe. Ne-am adunat astăzi aici exemplare a regenerației analog, doi dinozauri. Domnul Radurizea, prietenul meu Radurizea, bine ai venit! Bună dimineața, bine te-am găsit! Două personaje care la etatea noastră, cred, suferim de ceea ce se numește astăzi masculinitate toxică. Plus hipertensiunea, da. Plus hipertensiunea, da. Doamne ajută, uite, asta este foarte interesant, a mai supraviețuit unui sfârșit de lume. Avem ceva de gândac de bucătărie noi. Doamne ajută, nu știu al cât e, dar Problema e alta, de la primul sfârșit de lume încoace chiar am mai trăit, sau? Adică de prin 2007 încoace prin 2012 și până azi. Că mă trezesc în unele dimineți și parcă e ziua cărțiței, așa. Să știi că acest feeling îl am și eu, dar este secvențial. Spre exemplu, în fiecare zi când vin la job, aici în intersecție, întotdeauna trebuie să stau la semafor și întotdeauna este o salvare blocată în trafic care face un zgomot incredibil, dar în fiecare zi am senzația acestui lup. o senzație de looping, dar constat că sunt mici perioade de repetiție după care încep să se repete altele și tot. Și slavă Domnului, băi, sunt sănătos, n-am pățit nimic, ceea ce din prea plinul linii mele vă doresc și dumneavoastră. Și tuturor ascultătorilor și vizionarilor care se uită la mine. Trebuie să povestesc asta, eram în lockdown, și aveam cele două ore pe care puteam să le petrecem în proximitatea casei. Și obișnuiam să-mi pun căștile pe cap și să mă plimb vreo două ore. Îmi plăcea foarte mult să merg pe mijlocul bulevardului, pentru că nu treceau mașini și nu prea era absolut nimeni. Și cum mergeam eu așa singur la un moment dat în spatele magazinului muzica cu cine mă întâlnesc din partea elaltă, singura persoană de pe stradă, cu domnul Radu Rizea. Mai ți minte? Era distopie curată. Deci, oriunde te plimbai în perioada aia, în afară de câteva mașini de poliție care repetau rămâneți în casele voastre. Și băgau imnul la ora 5. Deci, în afară de asta, era... Ni... Într-adevăr, niciodată n-am avut senzația de sfârșit al lumii cum, cum l-am avut în zilele alea. Bine, eu fiind activ și cu o groază de treburi care nu suportă amânare și întâlniri care nu se pot ține online și degustări care nu se pot face online, a trebuit și în perioada aia să alerg prin oraș suficient, aveam, plecam de acasă cu câte 3-4 hârtii. Pentru că dacă trebuia să-mi scriu traseul, Știi că trebuia să spui mm -hmm. pe unde Da, 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 știu, știu foarte bine. Umpleam jumătate de pagină și atunci am făceam câte o hârtie pentru fiecare deplasare scurtă. Ziceam, nu mă duc de până acolo. De acolo îmi făceam altă hârtie, că de fapt mă duc în altă parte. Uite, ăsta reprezentant al generației analog, încă scrie de mână. Da, și aveam uh, și pix de la care se șterge cu cum am să schimb data dacă aveam de repetat un trasu. Înțeles. Bine că n-aveai ca în Seinfeld de la The Cosmonaut să poți să scrii și pe tavan. Uh... Păi, tu ce Dumnezeu crezi că s-a întâmplat? Că, na, ne punem și noi tot soiul de întrebări. Este virusul chinezesc? Nu este chinezesc? oms o MSU spune că nu este chinezesc, dar eu nu știu ce să zic. Dacă îi pasă. Cred că efectele lui sunt mai importante. Mă, eu tot aștept un proces ca la Nuremberg. Eu tocmai din cauza efectelor, dar cred că sunt un naiv care visează frumos. Cred că e mai puțin important de unde a plecat, de unde a pornit. Că -au, am auzit și eu conspirația conspirație. L-au dus soldații americani în Wuhan cu două luni înainte să izbucnească. Asta n-am auzit-o. Asta e nou. Chinezii, când au fost acuzați că a plecat de la ei, au zis, a plecat de la noi, dar la noi l-au adus americanii în timpul exercițiilor militare. <fie> uh, nu. E o stâncă so de Muti, da? Uh, da, sunt virusuri care suferă mutații în continuu, era o chestie probabilistică să se ajungă la o formă atât de agresivă și atât de contagioasă. Bănuiesc că toată lumea oricum stătea cu degetul pe butonul de panică pentru că la un moment dat au și ei nevoie să vadă un exercițiu de conformare și toți erau curioși dacă se poate aplica acest scenariu de pandemie și acest lockdown la nivel global și cam ce efecte are mi s-a părut totuși cam mult, încă mi se pare cam mult. E... planeta pe butuci așa, pe bune. Uh, în afară de faptul că, în general, s-a răspuns disciplinat. Și uite, acum în țările care au cam ignorat uh, avertismentele ce se întâmplă de genul India, era scoasă India în față de conspiraționiști, uite domnule că i-au fără mască pe față, liber pe stradă și n-au nimic. Și acum editai spike-ul de mor cu zecile de mii pe zi. Dacă vrei să mergem pe firul conspirativ, ă, știu că fix acum un an găsisem ă, o carte, CF, care vorbea despre un virus care va distruge lumea, care, ce să vezi, această carte fusese scrisă, nu mai știu cum se numește, fusese scrisă... Uh, nu, pe la, prin 81 și a fost o ediție revizuită în 89 unde s-a adăugat orașul Wuhan de unde pleca acest la virus. La cărți SF s-au scris și la câte orașe au fost citate de oriunde ar fi pornit, era se găsea o referință. Dar n-ai avut senzația asta că trăiești într-unul din SF-urile pe care le-ai citit acum vreo 20 de ani? Ceva de genul ăsta, dar lipsesc extraterestrii confortul de acasă și mașinile zburătoare. Eu știu că am avut un, un mic feeling de genul ăsta când am văzut în lockdown la fereastră peste noapte că era senin sateliții lui Elon Musk. Am mai tot spus asta, dar ăla a fost un moment în care am zis, băi, toată planeta este închisă în casă și ne uităm la sateliții lui Elon Musk. Trăim în viitor. Nu-mi place cum arată viitorul. Uh, tot uitai la sateliții, mă uitam la luminile roșu-albastre erau băieții aia care patru la în continuu, dacă ți aduce aminte. Mama, și când le am dat atâta putere polițiștilor, era genial să vezi cum s-au umflat în toți stârtița. Am văzut, da, s-au făcut niște Ai, deci abuzuri. De la... Și știu că s-au făcut niște abuzuri unde nu se filmează cu telefonul mobil prin sate, da. Ultimul trupetă de jandarmi până la primul plutonier de la secție erau toți niște dumnezei mici. și dacă era ilegal cu hârtia bună și semnată, tot îți îți un pic fundul când treceai pe lângă ei, că știai că dacă vor neapărat să ți-o tragă, ți Cineva a avut ideea genială să bage imnul la ora 5, ca să cheer up populația. Iar au fost atunci niște băieți care au făcut o petiție online să schimbe imnul cu BGS cu Staying Alive. Ceea ce mi s-a părut, dacă mă întreb, o idee atât de bună, și pe care, bineînțeles, au n au luat-o în seamă. Niște zeci de mii de semnături, dacă nu mă înșel, că și eu am semnat. O și plus, băi, mai auzea lumea de noi, că uite cum se distrează românii în pandemie. Am fi fost un exemplu înălțător pentru toată lumea. Pe de altă parte, uh, noi avem chestia asta care mi se pare, noi românii, hai să vorbesc în licența asta de noi românii, avem chestia asta, când se pune o talpă pe noi, da? începem să ne descurcăm afli din vorbă în vorbă de o cârciumă cu doar câțiva oameni unde poți să stai peste noapte afli de uh, vecinul care și-a deschis un magazin afli din vorbă în vorbă de vecinul care și-a deschis un uh, magazin în apartament unde poți să te duci la 12 noaptea să te duci să ții un pachet de țigări, înțelegi? începe să funcționeze treaba asta mie întotdeauna mi-a plăcut mă face optimist sincer, moral, mă opun din răsputeri. Uh, asemenea, unor asemenea fenomene. Doamne, dacă e lege, trebuie să fie pentru toți. Pe de altă parte, dat fiind faptul că sănătatea mea mentală este mai importantă pentru mine, să zic, decât pentru ei, și integritatea lor fizică depinde de sănătatea mea mentală. <laughs> mă gândesc că am avut, păgădii. am avut noroc cu asemenea de bușe de pe care le-am exploatat cât am putut și cred că într-un fel a contribuit la readucerea mintea socializării din anii 90. Pentru că în clipa în care ajungi într-un speakeasy de ăsta, că nu pot să-i spun altfel, uh, unde ești blocat toată noaptea și... M-am izolat în cârciumă peste noapte. Exact și te întâlnești acolo cu cinci oameni pe care nu-i cunoști, vrei, nu vrei, trebuie să ai o conversație care poate să varieze ca ton și intensitate, dar care se termină întotdeauna ca fiind civilizată, pentru că nu poți să scoți ochii unul altuia, pentru că data viitoare nu mai e unde să te duci. Și atunci este un soi de civilizație forțată, dar care poate să rodească și niște fructe interesante. Am cunoscut niște oameni mișto în pandemia asta. Da, nici mie, nici mie nu mi-a fost neapărat rău, nu pot să mă plâng. M-am odihnit foarte mult, am dormit foarte mult, am făcut ceva burtă. Am mai reușit să dau jos, dar am făcut ceva burtă. Plus că la un moment dat amorțeam de pe o parte pe alta, mi-era foarte greu să mă întorc în pat de pe o parte pe alta, așa zic, trebuie să fac o mișcare. Am început să mă mișc. Uh, și am avut variații, am luat 15 kg, le-am pierdut la loc. Uh, oricum... Sunt tot în zona în care mai am mult de jos, dar uh, scenariul încă nu mă ajută. Ha, hai să-ți arunc ceva la fileu. Uh, ai prins ceva din anii comunismului? Suficient. Nu ți se pare că-ți miroase puțin, așa, a comunism, tot scenariul ăsta? Și cu momentul Oak din America și cu tot ce s-a întâmplat cu alegerile și cu progresiștii și cu... Uh, masculinitatea toxică îmi place asta maxim. Uh. Și cu momentul violatorul ești tu, și cu momentul mi tu, și cu uh, albul heterosexual care este în permanență vinovat de orice. Mii de aici. Uh, eu sunt romantul chipat, nu o să ne -o niciodată chestia asta. Sună pute, miroase, nu știu. Uh... Suntem încă departe totuși de banii deși văd că sunt niște mecanisme de propagandă care se repetă. Momentul de iluminare, de, lider, de alegerea unui sau recunoașterea unui lider ales. Chit că acum nu mai e unul pe nație, e unul pe fiecare idee. Că e pe Mitu, că e pe castraveți, trebuie să avem un lider de opinie pe ăsta și ăla e singurul care e autorizat să vorbească. Și vorbește uh, adevărul lui, că lumea nu mai vorbește da, acum și, să caute adevărul, își impun adevărurile. Uh, asta e marea problemă. S-a pierdut aparatul critic la, Am căzut din punctul ăsta de vedere al nivelului aparatului critic la nivelul anilor 80 spre sfârșit, 90 spre început. Uh, da, vine unul și ăla este adevărul pe care și-l asumă toți ceilalți fără să mai pună niciun fel de întrebări. Le place lor cum sună adevărul ăluia și toți îl urmează, vorbește. Uh, un precedent periculos. Adică, uh, vorbea cineva în termen de uh, ca fiind un dat că dacă faci glume cu țigani asta duce la creșterea rasismului, de pildă. Într-un fel e adevărat. Într-un fel e adevărat și sunt de acord cu multe dintre lucrurile care se spun. Problema e altfel. Fără un care se spun și fără în care uh, nu mai există nimic de negociat. Adică totuși am mâncat saramura în curtea la Tamango și el mi-a zis eu nu sunt rombă. o Romul e păsticlă, eu sunt țigan. Dacă Tamango îmi spune mie asta, eu cum să-l jignesc pe el spunându-i că e rom? Ok, înțeleg pe oamenii care vor să să-și lase n -word ul uh, în spate și să fie recunoscuți ca fiind o cultură și o identitate și un grup de populație cu drepturi Uh, înțeleg ce înseamnă să ratezi startul în viață pentru că te-ai născut în cartierul greșit, pe strada greșită. Înțeleg că asta se poate traduce în uh, uh, white empowerment. <laughs> Dar. Uh... Știi, lumea este plină de exemple care au făcut o treabă bună, născându-se tocmai în, în cartierul greșit. Sunt mare fan de Mike Tyson. Am, am văzut Eu în sunt... lockdown la Mike Tyson de pe să am devenit un specialist în Mike Tyson. Mike Tyson este un produs care la 11 ani fura de pe străzi, băgase niște acid deja, era cu băieții și a avut noroc ce să vezi cu o familie de italieni care au văzut potențialul de cam niște minori. Da. Teoretic. Uh, pe de-o parte, pe de-altă parte, ideea e că avem uh, uh, niște lucruri perpetuate, toxice de foarte multă vreme. Și undeva trebuie să ne oprim și să ne adresăm personal sensibilităților fiecăruia. Cu asta sunt de acord. Mai prea Ideea lumea sensibilă acum. Asta e. Deci de la sensibilități personale până la fenomenul snowflake este o distanță mare. Adică în clipa în care nu mai ți interzis orice fel de umor. Uită-te la discursurile pe care le-a avut în ultima vreme uh, Stephen Fry, uh, Rowan Atkinson, toți băieții din Monty Python în frunte cu John Cleese. În clipa în care cenzura produce efecte mai dezastruoase decât orice libertate a cuvântului, este momentul să ne oprim și să reevaluăm direcția în care ne îndreptăm. Istoria a dovedit că de câte ori cenzurezi, mai devreme sau mai târziu se, se toarce împotriva absolut. ta. Unul la mână, doi la mână, hai să vorbim exclusiv de umor acum, să ajungem să ne ducem la vreo comisie de cenzură cu niște glumițe pe care vrem să le facem sau ceva să spunem la radio, mi se pare un precedent foarte periculos pe viitor. Noi oricum suntem o nație de pudibonzi care am interzis toate cuvintele importante din limbajul suburban pe care mă uit și le văd cu atâta naturalețe scrise pe subtitrări pe Netflix. Este incredibil că acolo se poate și în viața de zi cu zi la radio sau la televiziunea română probabil nu o să se poată niciodată. Ei, lasă că se poate în piața Victoriei, am văzut. Avem două, ultimele două guverne, sunt două guverne care s-au ridicat peste, pe acest limbaj obscen. Ei și-au câștigat alegerile. Acum, mi se pare că li se și întoarce puțin. Păi, ne început. reprezentați doar de 30%, așa că... Noi facem haz de necaz. Asta știm să facem cel mai bine. Ce bem aici? Venit tradu cu un vin. Uh, bem uh, un pahar de la bună revedere, Ca a trecut vreun an de când nu ne-am văzut. Data trecută ne întrebam de ce bem în general. Acum știm de ce bem, suntem încă vi sănătoși. Avem un soare de la vinarte, unul dintre caberneturile care an de an o rup norma. E un vin de top, e unul dintre favoritele mele, colecția mea personală. Nu e suficient să faci un vin bun, important este să știi să scrii contraeticheta. <laughs> Câte povești există despre contraetichete și din România și din lume? E, e, da, într-adevăr, uneori găsești un e morim involuntar pe ele de... Contra etichetele ar trebui să apropie oamenii de vin, nu să, le, de, nu să îi îndepărteze. luat, așa grav a fost? Vreau exemple. Păi, de la limbajul ăla ermetic cu baricat în butoaie de primă și a doua trecere între 8 și 18 luni, asamblat în fracții de către enologul asociat și un nume de la... A, așa... Uh... Că prin... un teonolog trebuie să ai și un nume, da, da. trebuie obligă te obligă în Se duce prin aromele subtile de ierburi aromatice și uh, mure proaspete. Și omul se uită și zice, dar eu voiam vin. Nu înțeleg nimic din ce zice acolo și oricum nu vreau vin de mure sau de ierburi aromatice. Nu. Dacă voiam să-mi pun maran în vin, îmi luam de la țară. Da, o contraetichetă izbutiță românească sau nu neapărat? Sunt multe, nu trebuie să... Adică bănuiesc că e treabă de copywriting aici. Pe două parte. Pe de altă parte e vorba de obligațiile legale, pentru că majoritatea sticlelor au această față pe care noi o numim etichetă și ea de fapt se numește eticheta artistică. Pentru că legea spune că pe etichetă, și anume pe eticheta principală, trebuie să ai o sumă de informații. Uh, alcool de orice, dacă are sau nu are uh, conține sulfis, că e un avertisment obligatoriu în clipa asta, anul de producție, data în lotul, etc. Și atunci, având o sumă de informații pe care ești obligat să le pui undeva, le aglomerez pe ceea ce noi acum spunem că e contraetichetă, dar de fapt asta legal este eticheta principală. Pe mine mă amuză foarte tare și mi se pare interesant ca fenomen uh, oamenii sau chestiile, ideile care intră în conștiința publică. O etichetă de vin care a intrat în conștiința publică este aia cu 16 pețâțe. Deci, când am auzit prima oară mi-a zis ce, ce vin luăm? Ala cu 16 pețâțe, poftim? Ah, da. Zic, a, și uite, din vorba în vorba a intrat în, în conștiința publică. Nici, era un risling, dacă mi-au când bine aminte. Parcă. Erau fetele de la Căpâlna. Erau fetele de la Căpâlna, dar ideea de a, de, a, de a puncta, știi cum era și cu a zâmbetul lui Iliescu la Daci, știi chestii de astea intră în conștiința publică. Aia cu 16 este, o, cred, mai... una din puținele etichete de vin românești care a intrat în conștiința publică. Și fata în fân și acum se vorbește de băiatul în iarbă. <laughs> vin pentru progresiști, ăștia <laughs> sigur beau de, de cum e ce, vin de căpșuni sau ceva. <laughs> mi aduc aminte că în paralel erau totuși 16 bonuți, ceea ce e destul de interesant. Dacă ți aduci aminte, erau etichetele comuniste pe care erau trecute toate medaliile câștigate vreodată de producătorul ăla. Adică tu aveai un vin din 87 în sticlă, dar era trecută pe, pe el și medalia din 67 de la Ljubljana. Era clar că nu avea nicio legătură cu vinul ăla. Ei puneau, strângeau toate medaliile, știi, ca general al Iruși. Și cu cât aveam mai multe medalii, cu atât era evident mai bun vinul și 16 bonuții era mult mai bun decât 12 bonuții. Dar aveam o producție mai interesantă de vin pe vremea lui Ceaușescu? În niciun caz. În niciun caz, nu? nu. Iar standardele, inclusiv de curățenie, erau janice față de ce se întâmplase. Uh -huh. Și erau și școli diferite la acum. E marea poveste cu oxidativ reductiv. Pe vremea aia se făceau niște vinuri care puteau să iasă oxidate din fabrică pentru că asta era intenția enologului sau așa se cerea. Ăsta e un tip nou de tehnologie, nu, nu știu despre ce vorbește exact. Mie îmi place să culeg via. Dacă în... există mult contact sau aproape deloc contact între must în timpul fermentației, și vinul făcut, și oxigen, Pentru că vinul se oxidează mai devreme sau mai târziu. E când îl faci în bazine de 150.000 de litri, în care mai tot tragi câte o fracție pentru ce, câte o fracție pentru nunt al socului, se face o pernă de aer care oxidează vinul. Dar pe vremea aia, dat fiind faptul că îl trimiteam vrac la ruși, oamenii n-au nimic de comentat despre chestia asta. De la câte, de la câte pahare în sus uh, pot să scriu contraetichetă izbutită? Dacă vinul e bun, s-ar putea și din 20 de mililitri să mă inspir să scriu o chestie bună. Dar e foarte greu să... Vinul e mare. Vinul este un univers. Și fiecare vin bine făcut este o poveste lungă și da, acum, meseria mea nu e să scriu contraetichete, am făcut câteva, dar nu e obiectul meu principal de activitate. Um, să surprins toată chestia aia în pro propoziție că practic doar atâta loc îți rămâne, până în 15 cuvinte, e dificil. Adică e mai ușor de descris o gamă de 8 vinuri, de exemplu, decât fiecare vin în parte din ea. Uh, când a venit lockdown-ul peste noi, au crescut niște vânzări uh, incredibil de mult. Au crescut vânzările la hârtie igienică, mai ți minte? Uh, de mență totală. Spre surprinderea mea, au uh, crescut vânzările la nivel mondial la chitări electrice. Chitare păi, e pluralul așa, corect, nu-mi place, nu-l folosesc. La chitări electrice. Am zis, ia uite mă, ce să vezi. E și chitar de la 1000 de euro în sus. Și am adus oamenii acasă ca un, și am adus aminte ca au acasă un cub în garaj și de ce să nu-i dea drumul? Că totul să aibă mult timp de pierdut. Eu sunt curios dacă au, cum îi zice, dacă au, dacă au crescut și la vinuri. pe Online, foarte mult. Magazinele online au explodat cel puțin la începutul pandemiei și după aceea și-au păstrat un ritm destul de bun. În retail, din câte am înțeles, vânzările au fost relativ constante la începutul pandemiei și după aia au început să crească încet, încet. Onesc că s-o fi săturat lumea să se îndoa pe cubere acasă sau ceva de genul ăsta și s-au gândit să-și mai ia și câte o sticlă de vin. Dar, din câte știu, retail-ul pe vinuri nu pare să fie avut mai mult de 50% creștere pe vinuri. Au cres a, crescut rata divorțurilor, copii se pare că nu s-au făcut atât de mulți în lockdown. Nu <laughs> suntem făcuți, mă, să stăm un an nas în nas e greu să stai cu o persoană o lună nas în nas. Minut de minut. Mm. Trebuie să ai un loc unde să te duci, să respiri. Și dacă nici pe stradă nu mai ai voie să ieși, e puțin complicat. Cred că ar trebui să... Cred că a venit momentul să ne facem o moșie a noastră și să facem o comunitate foarte serioasă acolo cu, cu proceduri foarte bine scrise. Era un patron de cărciumă prin anii 90 Și cu un standard al calității cu ce poate să contribuie fiecare impus din, din capul locului? Era vorba de, să ne facem un soi de chibuți, fiecare are căsuța lui la 10 metri distanță de orice altă căsuță, barul în centru, așezare concentrică, da, și să ai, nu știu, un instalator, un doctor, un electrician, ce ai nevoie pe acolo, un ITist, un somelier vorba. Aia. Am pus uh, vinilul ăsta cu Pink Floyd pentru că ai venit. Mersi. Nu-mi place Pink Floyd. Mie nu-mi -mi place albumul ăsta în mod special, dar îmi place Floyd mult. Uh, ia stai, stai un pic. Am, presia, uh, am, o, am o sensibilitate pentru Shine on a Crazy Diamond și pentru Learning to Fly. Anyway am bine la am pus am descoperit în lockdown, ți povesteam și mai devreme, am recondiționat un pickup din anii 80. ulterior s-a bușit cureaua, pentru că să găsești o curea de pickup, mai ales pentru pickup uri vechi în București, este o misiune la fel de complicată precum combaterea COVID-ului. Unor e mai ușor să-ți un pickup, nu? Da, atâta doar că un pickup care să nu sbușească vinilurile este de la 200 de euro în sus și, în general, lucrurile bune în zona asta, boxe amplificatoare, așa, sunt de la 200 de euro în sus. Eu salivez de ceva vreme pe un grup de Facebook care se numește Vintage Electronice Audio Bazar sau ceva de genul ăsta. Sunt abonat. Și sunt foarte mulți oameni care lasă să le plece din casă scule bune, pentru că le înlocuiesc unele și mai bune. Și sunt niște prețuri absolut accesibile, ceea ce mă bucură. Uh, mi-am luat niște, că Sfântul OLX, mi-am luat niște boxe Pioneer uh, de pe OLX la un preț decent. Am redescoperit plăcerea de a asculta muzică high quality. Am un bas foarte curat. Am un bas foarte prietenos. Plus uh, și CD-ul, dar mai ales vinilul, te ajută să înțelegi în tocmai ce Dumnezeu a vrut aia să facă în studio. Diferența între ce ascultăm noi electronic, MP3 și, e. și sunetul de studio este infinită. Și când mai ai și o sursă bună și niște incinte bune, când auzi respirația omului și atingerea dintre pană și coarda de chitară, da, e cu totul și cu totul altceva. E, S-a pierdut foarte mult din căldură. Și, uite, ca la contraeticheta de vin, de ce nu poți să faci o contraetichetă de vin bună? Pentru că e același lucru cu făcut MP3 dintr-un vinil. Teoretic nu pierzi nimic. Că MP3 taie. E compresie de 10% din, dintr-un trac. Un MP3 desfăcut. taie ceea ce oricum urechea nu aude. Da, urechea nu aude, dar creierul simte. Deci inclusiv în altă și joasele pe care nu le auzi conștient îți afectează, îți vibrează în timp pan sau în plex. Celebra uh, căldură a sunetului exact. vinilului nu se poate dovedi științific. E foarte uh, interesant. Eu cred uh, că e legat fix de sunetele astea pe care dacă le eliminăm se pierde acea căldură. Dar uh, o simți, o încasezi, a, altfel, altfel mi-am luat Led Zeppelin. Băi, e altă treabă. Normal. E altă treabă. Altfel sunt tobele lui, lui Bonam, altfel e chitara lui Page. poți să te duci da. într-un magazin de ăsta de hi-fi și să faci proba cu 10 perechi de căști și pornești de la o pereche de căști care e considerată bună. Da, de, de la, nu știu, de iPhone sau Bose. Și cablurile sau... sunt importante și mufele. E ca la vin. E ca la vin. E ca la vița de vie, cum vrei să o crești trebuie un amplificator bun, îți trebuie niște boxe la limita decenței, să trebuie niște cabluri, să trebuie niște mufe, trebuie un ac de pick care odată să nu-ți gârie vinilurile, doi să, 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 scoate exact ce trebuie. Nu vrei să știi cât se duc prețurile. Știu, știu și o cutie de da, aceea că nu poți să te duci să-ți cu <gură> Aia, ba da, ba da, ba da, mai găsești. La, la vreo, vreo 150-200 de lei găsești un act decent. A, și dacă asculti multă muzică, la te o lună. 13 ore. Nu, 13.000 de ore. Garantat 13.000 de ore. Da, da, da asta nu știu. Am mai evoluat un pic tehnica și în a. zona asta. De... Plus că revine... Am avut o emisiune cu Lenții Chiriac săptămâna trecută și uh, vorbeam de faptul că nu prea s-a mai re inventat nimic în rock and roll și că lucrurile se cam repetă. Versus uh, s-a reinventat soundul. Sound ul pe care îl încasez astăzi de la trupe, hai să-ți să dau un exemplu, Greta von Fleet, știi ce zic, uh, este o bucuria analogului maximă. E bun soi de Led Zeppelin. Mulți, da, da. încearcă să, să relanseze și pe vinil în ultima vreme. Am și să se revândă. Uh, pentru mine e o bucurie. Mi-aduc aminte că acum 3 ani, cred, 4 ani, când a fost aniversarea de 20 de ani de la OK Computer, au scos băieții un site-ul OK Not OK, pe care aveau diverse oferte, dar jumătate din oferte includeau și un vinir. Și ăla e unul dintre puținele discuri de care chiar mi se rupă sufletul că nu mi l-am luat când trebuie. Nu, hmm, cred că îl mai găsești, dar gusturile tale de constructiviste, gen Radiohead și Pink Floyd, nu știu ce să zic. Auzi, ascult și Opet, ascult și Tool, ascult absolut orice îmi um, face plăcere și în fiecare moment al zilei ascult altceva. Adică sunt uh, câteva imnuri pe care le, le repet dimineața și seara. Nu știu dacă pot să spun pe post, dar uh, un Taylor cu All the perfect people, cu un F înainte. Ăla e o melodie foarte bună și de dimineață și de, de seara. Ceea ce nu au apreciat neapărat la tinerețe, nu mi-a desplăcut, am început să apreciez din ce în ce mai tare la bătrânețe. Bătrânețe, la maturitate, da? La a doua tinerețe. La a doua tinerețe, dacă mă întreb, cred că la a patra, da? În fine. Uh, am început să reascult și mi se întâmplă o dată pe lună să ascult un disc sau ceva, Motorhead, deci a, am o sensibilitate pe, a, pentru lemii și pentru tipul lui de onestitate. Pentru mine ăla e sugar rush. Deci când am nevoie de energie pun motorhid și n-am nevoie de cafea, Coca-Cola, prăjituri și... Consum și interviuri cu el. Am văzut de una zi unul în care uh, rădea de Slipknot pentru că sunt un soi de Kiss 2 absolut plicticoși și neinteresanți, lamii, they are not their kind. Deci nu știu cum să spun, o fac o paranteză. Pe vremuri erau grupurile aia de DC++. Da, da, da. E, și eram pe unul de metale. Hai să spunem, grupurile de DC++ erau, pentru cine nu știe... Că... de descărcat ilegal. Mp3-uri. Mp3-uri. Da. Mm -hmm. uh. Și eram pe un hub de ăsta de metale, unde erau metaliști din toată țara, aveam și eu, nu știu cât, 13 giga de supermetale nordice puse la bătaie. Și nu ascultasem în viața mea Slipknot și peste tot vedeam poze cu Slipknot. Și am zis să descarc și eu, unul să văd despre ce e. Și Mi-am luat kick instantaneu că descarc crahaturi mainstream. <laughs> 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 și asta era acum da, 15 ani, cred. Nu am înțeles. Uh, tot mi spunea că Andy R. Warhol este un impostor și uh, nimic altceva decât a famous lemon care nu are niciun haz mi-a plăcut asta pe aici pe acolo ai cum să nu apreciezi umorul lui Andy Warhol dar cred că cel mai bun portret al lui este cel din Men in Black când vin Men in Black la o petrecere de la lui Andy Orhol, și el era de fapt un agent sub acoperire și smulge peruca ce face Scoateți-mă de aici! Nu mai știu ce să fac, am ajuns să mă pictez banane și cutii de sub!" Mai era o scenă cu un Andy Orhol în The Doors, când se întâlnește pentru prima oară cu Jim Morrison... Și Andy Orhol primise un telefon de aur, de aur sau ceva. Da, și a dat, zice, l a dat lui Morrison, zice, cine mi l-a făcut cadou, mi l-a dat să vorbesc cu Dumnezeu, n-am avut ce să spun, ia tu și Morrison, la un moment dat, îl dă unui cerșător pe stradă. Ce te constructiviști ăștia? Băi, nu-mi plac. <laughs> <laughs> nu știu, bine, Suferă lumea de depresii. Nu e de la lockdown, e de la radio. <laughs> uh nu e atât de constructivist cât o combinație de sarcasm, cinism, ironie și miserupism până la urmă. Da, miserupismul ăsta am o problemă cu el. Să o pictez pe Merlin Monroe în cât 16 culori. Mea? ok. Te plictisești și e un motiv... Prefer căru' cu bui. E un motiv în plus să o ții pe Merlin Monroe lângă tine vreo 10 ori. Băi, adevărul că Mary Moro ar fi avut șansa să fie o primă doamnă cum trebuie la Casa Albă. Cred că Melania Trump a fost una dintre cele mai frumoase prime doamne. Altfel nu mi-aduc, n-am alte memorii cu femei celebre la Casa Albă. Eu cred că e important ca oh, Casa Albă să aibă niște prime doamne care să arate într-un fel. Nu asta lui Kennedy, Jackie. Ah, Onassis. A, era un tip de frumusețe. Era, era, da, corect, corect. Mi-a ieșit din cap. Peste tot e nevoie de femei frumoase, dar uite, nici măcar asta nu mai e voie să spui fără să sară cineva în cap. <fie> deci, nu știu, ieri arătam lui Fimea un citat din Edgar Allan Poe că moartea unei femei frumoase este întotdeauna o operă de artă sau cuprinde o cantitate enormă de poezie. Nu e vorba numai de femei frumoase, orice lucru frumos din jurul nostru, ori noi între mm. noi putem să fim frumoși și să ne bucurăm. Frumusețea e o sursă de bucurie, nu? Ah, și mai rezolvă și problemele cu lumbosceatică, în caz de... <laughs> A, avem de toate. Da. Mă rog, când ești norocos. Uh, cum ți se pare ce Dumnezeu s-a întâmplat politic la noi în ultima vreme? Uh, unde constat că uh, avem delicte de opinie la nivel de partid, adică nu mai e ok să ai altă opinie, nu mai e ok să discuți. Constat că turnătoria e încurajată la nivel de stat, adică dacă știi pe unul trebuie să chem salvarea imediat sau dacă a fost cazul cu o useristă la Timișoara care îl înfiera pe un patron de restaurant cu care avea niște probleme am avut așa un, un, mic flashback a ceea ce știu eu că s-a întâmplat pe la sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50. Despre prima parte cu delitele de opinie, în viața politică este evident foarte important ca orice organizație politică să aibă un mesaj unitar pentru hardcore-ul electoral și că de fapt, delictul ăsta de opinie nu există decât când iese în spațiu public, când iese din sala de ședință de la ei. Ei între ei pot să-și o da la joale și să se înjure și să -și smulgă porul unul altuia și e tot ok. Poate să fie orice luptă pentru putere intestine și câtă vreme rămân înăuntru. Ele devin delicte când se află de ele în afară și evident prejudiciază imaginea organizației. Da, asta nu presupune basically dialog? Chiar trebuie să fim e o de acord. uitată, cum spuneam, încă e rar, porul în jurături. Și <laughs> nu are mai mare. Uh, iar partea a doua, apropo de gândire critică, uneori trebuie să ne gândim dacă nu cumva turnătoria asta e, în sângele nostru. Ca români. Zici? Asta, asta, mă, mă deprimă și mă sperie. Ce face un copil care mănâncă bătaie? De obicei, să duci și să plânge la tata sau la fratele mai mare, care de obicei vin să aplice o corecție. Oruia care a înfăptuit abaterea. Ți se pare ok? Mie mi se pare că acel copil ori trebuie să învețe să dea cu pumnul, ori să învețe să nu se bage în situații de astea. Eu am învățat-o pe firmea să dea cu pumnul să evite cât poate, dacă nu trebuie să dea cu pământul și să Madan dea prima. Dacă avea probleme cu cărciumarul, trebuia să-și rezolve singură problemele cu cărciumarul, nu să alerge la prima instituție capabilă să dea amenzi ca să-și rezolve ea da, alerga pe Facebook, asta mi s-a părut penibil. Uh, este absolut jenant. Ai, ai, uh, ai TV-urile, TV-urile mi se pare că își inteligența, TV-urile vin cu adevărurile Mai lor. Piardot. Sunt... Uh, nici eu nu am TV acasă, dar când se-mi treaba, când mă iese lumea pe stradă, mă uit să văd ce mai zice și unul și altul și am internet. E... Ma, mai citesc în diagonală, dar... A, am avut surpriza să, să văd äh, instituții media, da? Hai să nu spun televiziuni. Instituții media care sunt äh, sub semnul promiscuității by default venind cu informații pe care le-am considerat foarte juste. Ceva s-a schimbat. Din păcate, asta putem să o spunem cu mâna pe inimă deschis, nu e nimic de nerecunoscut în treaba asta. Din ultima bucată de mandat al lui Adrian se presa din România a dispărut. Și politică externă. Au mai rămas niște entități comerciale majoritar a servită politic fiecare cui plătește mai mult sau fiecare din convingere și ajungi într-adevăr să vezi știri importante la posturi care nu contează, gândește cum ar fi fost să fie o ul singurul din România care anunța că a murit Prințul Albert, mă am uh... Măi, uh, amândoi avem uh, oareși oare ce? Avem da, oare și ce rădăcini, hai să zicem, în presa românească, da? Amândoi cunoaștem oameni care încă funcționează ca ziariști și care, pentru mine cel puțin, sunt mai presus de orice îndoială. Când îmi spune cineva că așa e și pe dincolo e presa, am tendința asta să-i sar la gât, pentru că știu oamenii ăștia care își fac treaba foarte bine și dacă îi urmărești pe bine. ei, nu trebuie neapărat să fii de acord cu ei tot timpul, da, dar... Că... Uh... Întrebarea e unde? Pentru că, da, să fiu ziarist de investigații în România, înseamnă că teoretic poți să investighezi pe oricine și oriunde. Ori eu nu cred că în clipa asta există o instituție de presă în România care să publice absolut orice anchetă despre oricine. Să fac la comandă. Dacă țintești un anumit grup politic, ești bine venit să lucrezi la noi, pune buldozerul pe ei să ia naibă. Dacă țintești, ți nu știu ce, interese economice, care sunt oricum, băieții a dau bani la concurența mea, care plătește partidul opus, deci ok, dă-le în cap. Deci da, îți faci meseria de bună credință și sesizezi un fenomen care nu e la locul lui, uh, expui corupția și corupții dar în afară de două, trei hub-uri și alea online, nu vorbim de instituții de presă mari. Eu cred că asta este o problemă care este momentul de față la nivel mondial și am să dau exemplu CNN. CNN întotdeauna a fost uh, un bastion, întotdeauna, mult timp a fost un bastion de așa se face. Așa se face presa, așa se face treaba. Păi mai puțin în ultimii ani. În ultimii ani a devenit o goarnă și nimic altceva. Uh, nu vreau să, să vorbesc despre ce parte a ținut, ci faptul că a devenit o goarnă mi se pare absolut periculos. A fost o poveste foarte bizară, în opinia mea, fără precedent în lumea presei, uh, când candidat Trump prima oară, prima oară, mă rog, când a candidat Trump și a și ieșit, până să iasă, uh, cnn nu, Era împotriva lui și îl înfiera cu toate cele. Iar uh, electoratul lui Trump da, a început să facă niște uh, glumițe în online. Și era o scenă în care Trump punea la, la pământ uh, un luptător de wrestling. Era o chestie uh, uh, regizată. Iar uh, cineva care s-a dovedit a fi un puș de 21 de ani, a luat sigla CNN și a pus-o pe capul acelui luptător de wrestling care cădea la pământ. Ce a făcut CNN-ul? I-a aflat adresa de IP și l-a amenințat în direct, pe post, că dacă va mai continua cu astfel de jigniri, o să-i facă IP-ul public, și să-și asume consecințele. Băi, CNN-ul, da? dita televiziunea mondială de știri, își amenință un telespectator care s-a dovedit a fi un puște de 21 de ani. E o chestie fără precedent. Și... Acum, dacă ar fi să fiecare creator... Dă-te mai microfon puțin. Dacă ar fi să ameninți fiecare creator de meme de pe fața Pământului, n-ai mai avea nimic loc în tot spațiul de emisie, 24 de ore pe zi, decât pentru asta. Dar asta e să mai ce și ceva, asta Nu, dar E aberant. Nu e, e complet idiot. Uh, da. Rezultatul a fost excelent la această situație. Există acel, nu știu dacă mai există, dar trebuie să, mă, trebuie să verific, uh, Infowars. Da. Infowars este canalul TV pe YouTube, era sigur, al lui Alex Jones. Alex Jones, pentru cine nu știe, este un tip care se presupune că are un discurs de, de dreapta Am, extremistă. Au radiat broaștele și le-au făcut gay, da. Cu... Ai mă, <laughs> nu cred. Alex Jones a scos-o pe aia cu au pus nu știu ce în apă și uite, dovada e că broaștele să ne facă pe noi ghei și dovada e că uite, s-au făcut ghei Braștele. Eu cred că Alex Jones mai și glumește. Plus că a spus niște treburi care s-au dovedit reale. Pedofiliile și epstein și... Dar să, să termin cu acest subiect. Alex Jones, Ep cu Infowars... epstein Wars, e la care s-a da, s-a sinucis. A aștepta să, să se închidă camerele la pușcărie și pormă, s-a sinucis. Uh, Putem să vorbim despre asta, e un film incredibil de prost cu Epstein. Uh, eh, Alex Jones, cu InfoWars, a pus la bătaie 20.000 de dolari pentru cea mai bună memă care face mișto de CNN. Și ba mai mult i-a pus pe... pe, pe, pe hai să zicem, oamenii care sunt publicul lui, să se voteze între ei pentru cei 20.000 de dolari. Asta a fost rezultatul. Păi, mi s-a părut, cum să spun, cât s-a putut echilibra balanța, mi s-a părut o mișcare foarte sănătoasă. este absolut îngrijorător tot legat de presă, dar eu prefer să stau cât mai departe de știri, de televiziune, de site-uri, de din când în când câte un update e necesar, dar încerc să-l fac și eu pe analize și sinteză. <laughs> Gândește-te totuși că directorul BBC pentru diversitate, care este o doamnă de culoare, sau nu știu cum se spune, l-a acuzat pe Idris Elba că nu este suficient de negru în rolul de polițist pe care îl joacă acum nu știu ce serial. Deci Idris Elba nu este suficient de negru că nu mănâncă, nu știu ce mâncare hawaiană și în cercul lui de prieteni nu sunt suficienți negri. Deci, trăim o perioadă în care aud asta zilnic. Hai, haina asta de pe mine, la fel ca o parte din tricourile mele și toate hanul este creată de un artist nigerian care trăiește în România de 20 de ani. De fiecare dată când ne întâlnim, omul crapă pe de o parte de râs și pe de altă parte de rușine că există aceste discuții. E ca la sfârșitul anilor 90 cu ungurii. Băi, frate, n-are nimeni nimic cu ungurii. Ungurii n-au nimic cu românii. Mergem în miercuri ciuc, bem bere pe terasă, nu ne ia nimeni în gâtul. Stați liniștiți, nu știi să cer pâine în ungurește, o arăți cu degetul și ți-o vind. Dar erau 2, 3, 5 extremiști din fiecare parte care trebuia neapărat să perpetueze poveștile astea. E gândește că din ăștia 2, 3, 5 au ajuns o isterie globală vorba aia să ceartă toată lumea sunt niște goarne publice care se ocupă foarte eficient e, de și să știi asta. că toată chestia asta de lockdown și de pandemie a accentuat foarte multe dintre tensiuni pentru că oamenii nu mai au nervi oamenii trebuie să trăiască cu ei înșiși și cu partenerilor de viață zi de zi și chestia asta s-a dovedit mai epuizantă decât credeau și acum le sare țandă la rapid din absolut orice eu cred că s-au ofuscau și înainte foarte repede am, am văzut când a, a pierdut da. Hillary dar de aveai debușeuri. Niște, niște femei absolut isterice ei. care plângeau că a pierdut Hillary, Bă, mi s-a părut o isterie absolut nesănătoasă. S adică, Probabil au existat și mii de adolescente isterice care au plâns când s-a plâns Justin Bieber. Pe reacție exagerată ori să există tot timpul, dar problema e când se transformă în fenomen global, stăm în față în față cu un moment critic. E alt fel de sfârșit al lumii. Plus că toți ăștia care s ofuschează acum, toți ăștia care merg pe, pe cancel culture, băi, nu știu uh, ce vor să canceleze de fapt, adică nu înțeleg contextul vremurilor care au fost. Înțelegi ce zic? Eu vreau să dau cancel matematicilor superioare că eu nu înțeleg nimic din ele. E okay? Să știi că am auzit uh, deci, a, a, nu, Am auzit nu. în penia asta La nivel de matematică trebuie scoasă Pentru că a ajutat da. la numărarea sclavilor nu. este Am auzit-o pe privilegi Pentru că albii să pricep la matematică mai bine decât negri Eu am auzit-o pasă și a fost pe bună într-o universitate uh... Uh, Să știi matematică este white privilege Fact. Fact Nu sunt foarte mulți oameni de culoare da, În zona științelor Nu sunt nu sunt nici mulți oameni ar dacă e solo un procentual. Deci oameni de știință ajung 0,01% din populație și aia sunt împărțiți între cercetare și mediul academic. Iar sunt mediu asiatici academic... și albi. Da. Nu, dar zic, ca procent de populație oricum sunt foarte puțini. E greu să faci statistici când vorbești de nișa nișei. Vorbim de oameni cu educație superioară, de oameni cu educație superioară care își pun studiile la muncă prin ceea ce fac și din ei se desprinde elita de cercetători și academici nici mai. Că sunt... Auzi, câți negri ar trebui să lucreze la CERN pe bune acum? Și de ce? Af, da, mă obțin să spun ce ar trebui să fac acolo. Deci e o discuție care nu duce nicăieri băi, pe mine mă deranjează foarte tare acest aspect eu, alb heterosexual, aflu peste noapte că vinovat, ba că sunt violator ba că sunt rasist, ba că sunt în toate felurile ba că am ceva cu țiganii, mai zimi cu homosexuali am ceva cu toată lumea băi, stați un pic că nu e așa am prieteni homosexual care nu sunt legetebiști am o sensibilitate pentru negrese am o sensibilitate și pentru Jimi Hendrix și pentru Miles Davis, adică, caman, de unde veniți, frate, cu asta? Uite, vezi, perpetuiesc stereotipuri. Sclavia sexuală a negreselor, negri sunt lăutari, adică i-ai tratat așa ca pe niște țigani, țiganii sunt buni dacă ne cântă. Vezi, ai perpetuat un stereotip. Acum fac eu pe avocatul. Da, 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 știu, știu. Mai deci... sta dau afară. <laughs> uh, da, e Băi, a, și plus Put, asta cu putem comisia de cenzori, mă, mă scoate din minte că revin la fixația mea. Băi, cum adică comisia de cenzori? Noi avem acest istoric al trupelor rock în anii 80 care se duceau cu versurile la aprobat. O să ajungem iar la demența asta. Disney și-a angajat comisia de cenzori. Nu știm cine face parte din ea, dar și-a angajat comisia de cenzori. Uh, avem probleme cu uh, uh, pisica asiatică care cânta cu bezișoare la pian în pisicile aristocrate, avem probleme cu PPLP, care este prototipul violatorului, Bă, ține vuni la cap, uh, cu pe aripile vântului. Deci nu... Uh, problema e alta că... Da, ai... Uh probleme cu asta și le -a dai cancel în timp ce lucruri de 10 ori mai rele circulă libere pe stradă. În frunte cu Donald Trump, cu Greben Biden și nu pățește nimeni nimic. Dar... Asta zic, dubla măsură este enervantă. Tu ai văzut cum arată desene animate moderne sau ți-aduce aminte măcar de Johnny Bravo? pe bune, îl interzicem pe Pepe le Piu și Johnny Bravo E ok. Trebuie să uh, spun două treburi. Asta cu grab them by the pussies. Uh, mie kind of mi-a plăcut pentru că, și -am să spun de ce cel mai tare s-au ofuscat femeile înțelegi? Păi da, că băieții au mustăcit și au zis uite asta înseamnă rape culture vezi? ok uh, când ești într-un moment hai să zicem, care poți devină intim cu o doamnă, da? te întreabă își cere voie să-ți bage mâna în prohab, nu știu, are... În cultura, în cultura orice femeie azi... care nu cere voie să-ți bage mâna în prohab, A, are bine. profilul psihologic al președintelui Trump pe care îl urăște. În condiția de azi, oricum o să trebuiască să avem corespondență prealabilă cu intenționez ca în ziua la ora de să vă introduc mâna în prohab. Uh, da, cel... prin prezent A, vă aduc la cunoștință. Da. Da, indiferent de gradul de intoxicare în care mă voi afla, sunt de acord să... Da, e... Păi, plus că, e fii atent, există de, o statistică în Statele Unite uh, care um, este îngrijorătoare la numărul de violuri, da? E, se pare că această statistică este viciată, de fapt, de un număr foarte mare de false de, uh, raporturi da uh, de poți să-l bagi pe oricine la bucluc uh, orice, pe orice bărbat el chiar dacă se dovedește a fi nevinovat în instanță uh, rămâne ofendor. cu această anatemă pe cap mai mult decât atât rămâne în statistici ceea ce dacă mă întrebi uh, este o ticăloșie fără margini lasă față de bărbatul ăla ci pentru victimele reale care pățesc treaba asta știu că au existat destule cazuri de bărbați. Pentru că îți bagi joc de suferința Sunt bărbați care au făcut reale. între 7 și 20 de ani de pușcărie până una alta acuzați pe nedrept de viol. Mai este o tipă care a stabilit un soi de record. Era să bage vreo 10-12 oameni în pușcărie pe rând. Deci nu acuzați de viol în grup sau ceva de genul. E acuzat în diverse momente din viața ei pe oameni de viol. Ne fiind vreo frumusețe sau ceva, bun, nu contează. Ce no, viața unii? Problema e, habar n-am câte dintre acuzațiile false reprezintă ca procent din totalul de acuzații de viol, dar am vaga impresie, pentru că în clipa în care se aud multe, multe, multe cazuri și se repetă, chiar dacă ele sunt 10 sau 100 într-un an și sunt irelevante la numărul global de infracțiuni, vaga impresie că s-a deschis un soi de piața muncii aici mergem, agățăm sex, el, acuzăm de viol, mai facem un ban pe lângă și așa situația economică e nasoală, de lucru nu găsesc și ăștia sunt bani ușuri. Păi nu poți să trăiești așa ca un vierme, mă. Nu știu. E, nu. Păi stai, mă, o cântărață gen Nicki Minaj sau nu știu cine, o recunoștea că îi droga, îi jefuia când era stripăriță, îi șantaja pe clienți și a fost tot ok. Adică ea recunoaște live treaba asta, dar nu se sesizează niciun procuror din oficiu, am mai văzut uh, uh, ce ți-am povestit cu Trump mai devreme și cu băie de Pus și cu Doamnele. Este un sketch al unui uh, uh, stand-up comedian american care îmi place mie foarte tare și pe care îl cheamă Andrew Schulz. Același Andrew Schulz, acest stand-up comedian american pe care îl urmăresc eu, spunea odată așa la rubrica Just Saying. Uh, o mare majoritate a femeilor care s-au plâns de mituri, băi și nu s-au plâns la poliție, s-au plâns în presă, știi, uh, sunt peste 50 de ani. Asta înseamnă 20 de ani de carieră făcută. Cu permisiunea lui Harvey, ca să zicem așa. Uh, plus, prietenul nostru, Merlin Manson, este într-o situație similară. Unul la mână, este vorba de Merlin Manson, te așteptai să facă goblenuri sau despre ce e vorba. Trei sferturi din versurile lui vreau să te omor. Plus, uh, nevasta, fosta nevastă care l-a dat în judecată sau, mă rog, care a făcut public, nu știu dacă l-a dat chiar în judecată, dar a făcut public această situație. Prima, uh, băi, era o, cum îi spune, era o incoerență totală în declarațiile ei. Ea spune așa, Trei ani de zile am fost uh, cu Merlin Manson, primul an am fost iubiți, al doilea și al treilea an am fost soț și soție. Nu știam că o problemă cu drogurile. Păi știa toată planeta. Secretul lui <laughs> Ea nu știa, a avut o surpriză. I don't like the drugs, but the drugs Just like, like me. me. Uh, I... Bun, el a fost acuzat și de sexual misconduct de mai multe partenere. Și credem eu am încredere mare în Dita Vontis, care... Și eu, care a spus că nu e așa. Uh, Prima nevastă. Că să da. știi exact în ce te bași de la început și dacă îți convine bine, dacă nu, nu. Pentru că ceea ce oamenii consideră de unde de viații, dacă sunt acceptate de doi adulți, nu se mai cheamă de viații, se numește consensual. Păi vorbești de trei ani de zile. Bun, și ce trăgea pe nas la baie dimineața sau ce? Ea nu știa, nu că are o problemă, doamne. A, nu știa care o problemă, știa care... Nu știa care o consumator. problemă cu drogurile. Exact, dar nu la nivelul la care devine o problemă. Da, biata victimă. Da, e încurajitor. Ce să zic? Uh, Bun, acum... Ok. Uh, evident că toate lucrurile astea sunt importante. Dar uh. am vaga okay. impresie că există și o contrareacție de la establishment nostru patriarhal, Pentru că dacă ajungem să discutăm cât de mult violează femeile bărbații, cât de mult băsmesc sau fac acuzații false și trala. Și până la urmă astea sunt între 1 și 10% din infracțiuni. Până la urmă rămân alea 90-99% dintre infracțiuni, violuri și acte de violență comise de bărbați. În principiu. Pe de altă parte, când intri ca bărbat într-o secție de poliție și vrei să dăpăi plângerea pentru violență domestică și răd polițiștii de tine și cu fundul, e o problemă. Pentru că, aparent, în zona de violență domestică e foarte bine echilibrată balanța. Sau, mă rog, mult mai echilibrată decât în cazul violurilor. 40-60%, 45-55%, pe acolo. Adică... Pe de altă parte, ai și cazul lui uh, Weinstein. Și în violența, în, în violența domestică să nu uităm că sunt implicați copiii și de obicei în gospodările americane unde mama stă acasă și are grijă de copii e normal ca mama să bată mai des copilul decât tata. Doar pentru că petrec mai mult timp în primul rând. Și la capitolul ăsta s-a ajuns la demență, adică să te duci să iei copilul de acolo doar pentru... Băi, am un copil și nu a primit în viața ei, fică mea, vreo palmă de la mine, dar așa, pentru o palmă la fund sau că te mai răstești la ea să-ți să, să, să ia copilul, mi se pare cam mult, totuși. În fine, revenisem la, cum îi spune, la. la cazul. Uh, Harvey. Harvey, da. Ha, îl spuneam. Bă, ce, ce, ce poveste creepy acolo, care bă, vine cumva în, 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 în talerul balanței... Uh, Me too, dacă a, a reapărut la suprafață un clip de curând cu Kurtney Love, în 2005, la o ceremonie, întrebată de reporterița la TMZ, dacă nu mă înșur. Ce sfaturi are pentru tinerele care visează la o carieră în Hollywood? Și tipul spune foarte clar, dacă te invită Harvey Weinstein la Four Seasons pentru o petrecere privată, nu te duce. Și asta era din 2005. Apropo de secretele bine ținute, nu era niciun secret nici pe vremea aia. Da, s-a întâmplat acum. Bine că s-a întâmplat, dar... Eu mă bucur că niște femei care au suferit în cauza asta, traume diverse, vorbim de traume totuși, când ești obligat să treci prin mâinile unui om de ăsta ca să obții un rol. Nu este o treabă de alegere? Ba da, între a avea sau nu, a nu a avea o carieră, pur și simplu. A... Și unele s-au fi gândit, că, oricum prima dată e greu, că merită efortul ăsta pentru ce au de câștigat. Dar s-a dovedit un... că traumele, de fapt, sunt mai adânci și că de obicei nu merită. E, măcar Bine că să că avem un exemplu de acum încolo. Bine că și-au găsit forța să dea cu el de pământ la un moment dat, pentru că totuși... Trăim într-o lume în care serviciile astea se procură contra cost. Nu trebuie să abuzezi de oamenii din jurul tău. Uh, Apropo de Epstein, din kill him, Ajungem și acolo. M-a amuzat, a apărut un documentar despre Tarantino. Uh, cred făcut cumva de Tarantino. Uh, în care se povestește despre cariera lui, despre cum și-a făcut filmul, nu știu ce, și are și acest episod cu Harvey Weinstein în care Weinstein în care povestește că erau prieteni și că el vezi doamne nu prea știa, dar că auzise ceva, dar bă, mm. și bă, am stat și m-am gândit bă, tu de fapt de asta ai făcut filmul, ca să ai acest paragraf băgat aici <sus> să te scuzi că toate filmele au fost produse de păi uh... onorabil Domnul Șoara Blondă, uite cum o iau din toate filmele lui Tarantino. Umatherman. Uma Thurman. Am înțeles că și a avut porții de probleme cu Harvey. Și era una dintre tipele foarte supărată. de. Nu Ce te... Știi, e ca atunci când uh, simți nevoia să faci un rău cuiva, da? Este treaba de alegere. Păi și aici este treaba de alegere. Plus că ca... sunt niște povești cu, cu Harvey Weinstein foarte creepy. Se pare că sexul lui era ceva care nu mai era întreg, că avea nu știu ce boală. Deci eu o poveste foarte creepy acolo. Nu știu detalii și sincer. Am urmărit eu. Unul la mână, doi la mână. Uh... Avem și acest caz de care tocmai încercăm să amintim să ajungem la el, uh, cazul Epstein. Mai povestea cu Epstein a fost spusă de Alex Jones acum vreo 15 ani. Și a spus, băi, uite, se întâmplă asta și toate lumea, i-a zis să nu iau exact nebun. cât e pedofil ring, cât e human trafficking ring, e evident că acolo se întâmpla ceva ce nu trebuie să se întâmple. Uh, Acea insulă, acel exact. avion, uh, Bill Clinton... Acum nu știu cât există dovezi că erau minori implicați, cât, cât au fost împotriva voinței lor acolo sau nu, Bănuiesc că n a fost condamnat totuși degeaba. Problema, da, nu, problema și asta dă apă la moară conspiraționiștilor și fix genul ăsta de disfuncții ale justiției și poliției în orice țară scad încrederea populației și dau naștere teoriilor conspiraționiste, lipsa de efecte ulterioare. Adică, a... ok, nu zic să facă Bill Clinton pușcărie că na, e cea mai preeminentă personalitate de acolo, dar chiar ăla era, a făcut singur tot ce a făcut acolo, pe bună, era un tip așa de bine organizat. Știi ce este foarte creepy? Apropo de organizare și de băieți creepy, am râs astea. Știi faza cu japonezul arestat pentru fraudă, nu? Nu. Un japonez avea 35 de prietene iubite, care toate credeau că sunt într-o relație exclusivă cu el. Bă, cu japonez. Și jopolez. cărora le spunea... 35? Nu, și pe care le păcălea că vine ziua lui de naștere ca să ia cadou pentru asta a fost arestat pentru o fraudă. Păi 35, da, dai seama ce time management la băiatul ăla? Absolut, oran. da. Îți dai seama, nu poți să scapi într-o relație stabilă fără să o vezi pe domnul și măcar o dată pe săptămână. Asta înseamnă 5 pe zi. Știi ce este foarte creepy că vreau să termin cu subiectul ăsta cu Epstein? Uh, cum a fost omorât? Că, ci că s-a spânzurat, da, varianta Ex, oficială exact. este că s-a spânzurat. În momentul în care s-a spânzurat, camerele, luat era vederi... Era pe suicide watch oricum, deci era cineva care îl păzea în permanență să nu se sinucidă, camerele n-au funcționat exact. Colegul de celulă, dacă îl cauți pe net, îl găsești, era un tip ceva de genul ăsta, fost polițist cândva și un interlop foarte dubios, dar era un tip masiv cu mușchi, cu ea, un dăla. de -ala. E, e, Cam filmele proaste. Și uh, bomboana de pe colivă, un tablou cu Bill Clinton, îl vezi pe net, uh, îmbrăcat într-o rochie albastră, era la Epstein în casă. Bă! Interesant ce zici. Păi cine să știe? O fi rochița aia celebră. <laughs> a a, a cumpărat la S-ar putea, s-ar putea să fi fost glumă. Băi, da era ditai tablou, adică ditai fresca. Era albastră rochița Albastră, da. da. Albastră era și ea de pe Clinton. Mm -hmm. Bănuiesc că domnul cu care a fost coleg de celulă o să fie eliberat pentru bună portare în curând, o să aibă un bonus la sfârșit sau, da, o să moară înainte să se întâmplă toate lucrurile astea. <laughs> Știi, Lumea strâmbă din nas la, la conspirații. Pentru că sunt foarte multe cretine și asta e problema. Așa este. Ajungi pe firul unei anchete, cum a fost la noi cu Hexi Pharma. Da? Și uh -huh. demantelezi o întreagă industrie coruptă. Vorbim de zeci și de sute de oameni implicați. Apropo... Și de morți. Că atunci când apam morți, zici, bă, stai un pic. Morți incalculabil. Gândește câți oameni mor din cauza infecțiilor intraspitalicești. Deci, nosocomialea analogită. Nu, uh, eu vorbeam de morți de aia, sinuciși, cum ar veni. Uh, bun. Din nou, uh, raportează Epstein la România. Se sinucide patronul de la Hexi Pharma și restul celor implicați în tot scandalul ăsta unde sunt? Ai mai auzit ceva după aia? Nu, le -un director și de achiziții din vreun spital, vreun fost oficial de la licitații, din Ministerul Sănătății. Case closed. A. Uh. Mi-a intrat omul cu mașina într-un copac, gata. Toate bune și frumos. Lumea e în regulă. Ce încercam să spun, uh, sunt foarte multe conspirații, sunt foarte multe proaste, uh, versus uh, vremurile astea pe care le trăim acum sunt foarte propice tuturor timpul, tipurilor de conspirații. Aș, aici și mai că... există și aceste momente, gen uh, sinuciderea lui Epstein, am dat un exemplu, sau ăsta pe care l-ai dat tu, cu mașina în pom, care, băi, te pun pe gânduri atunci. Plus că să nu crezi în conspirații, totuși, în unele dintre ele, ești ca și cum ai spune că în 1989 a fost Revolta Poporului și aia a fost. Ca asta e varianta oficială. E, nu e chiar așa. Emanați, popular. Da. Da, evident că nu și sunt date și dovezi și... Uh, nu, asta zic... Conspiraționismul a devenit un instrument la îndemâna propagandei. Deci, în clipa în care sunt atâția cretini pe fața Pământului care își permit să-și dea cu părerea despre orice, și construiește cele mai aberante uh, ipoteze pe fața Pământului, reptilieni, gorilieni și alte sincronicități cosmice. A, da. Când uh, ai oameni care defilează cu așa ceva, este foarte ușor să arunci. Pe o, o informație sau pe o idee sau pe o, un concept, pe un uh, raționament până la urmă, umbra conspiraționismului. Adică, nu că... mai dai seama că e absurd cum, adică 300 de oameni din sistemul medical uh, acoperă fraudele lor și se îmbogățesc. E uite, da. Dar e mai ușor să-l acuz de conspiraționist decât să. Sau mai e rău, vii cu o conspirație și mai mare și mai aberantă pe care după aia o demontez ca să uită lumea de asta. Aia zic, a ajuns asta un am instrument... văzut că da. dar asta este deja manipulare de manual. Bun, e manual. E mm -hmm. de la perdea de fum, la Herring roșu, la ce vrei tu. Uh, sunt instrumente, la de mână și conspiraționismul acum face parte din ele. Da, bizar. Cel, cel mai ușor în clip asta, dacă vine unul în fața guvernului să-l acuză pe un ministru de fraudă, este să aduci lângă el unul compromis să-l susțină. Unul de care știe toată lumea că e nebun și susține numai tâmpini. Îl aduci pe ăla lângă ăsta, să îl susține și gata, ai, demont ai demontat teoria. Știi ce mă surprinde pe mine? A, a ieșit, acum ceva vreme, a ieșit uh, lumea în stradă prin țară, da? Uh, uh cumva aberant la un moment dat, adică a luat niște forme aberante în momentul Pink Floyd, cu doamna Șoșoacă. Da. Uh, Memorabil. Niște polițiști, cred, la târgu Jiu. Șeful poliției îl certa pe un demonstrant care era un puști de 17 ani, că el în loc să fie acasă cu familia la ora aia, stă pe străzi. Îl ține lumea pe străzi. Bă, de asta ești plătit? Stai un pic. Uh, dar... Uh, ia, și toată lumea, bineînțeles, i-a blamat păștea. ăștia. Că zădărnicesc că combaterea virusului, că sunt proști, că sunt știu păi, nu e chiar așa. Odată pentru că această clasă politică pe care noi o avem acum, este sprijinită de 30% din populație. Restul de 70% sunt uitați, lăsați. Da, și uh, da, da. în momentul în care ai... Uh, e un fenomen social normal. În momentul în care ai o talpă pusă, ai cu pe oală și oala e fierbe, la un moment dat mai este lumea în stradă. Plus, ai și lumea în stradă în oraș în care nu prea se iese în stradă. În arad, în galați, în brăila, violențe cu poliția, în drobeta turnul Severin, înțelegi? S-a întâmplat treaba asta. Este evident, s-au acumulat de un an încoace niște frustrări greu de măsurat. Cineva îmi povestea Exist... cum a auzit pe moșilor în lockdown un bărbat urlând pe balcon. Băi, ce ne fac ăștia? Ce se întâmplă? Nu, e ușor să te las energia acum. <laughs> Sincer. <laughs> uh, nu pot să spun că nu înțeleg pe oameni, nu i aprob sub nicio formă, dar aveau nevoie de, de bășeul ăsta, să simtă că fac ceva să își invoce normalitatea pierdută. Uh... Legea e lege, cum spuneam. amens, ah, trimis minorii acasă la 11 noapte. Uh, ce să zic? pentru mine a fost un moment amuzant care a culminat cu jos pandemia. Uh, problema e și cu ei, noi care e nivelul uh, purtătorilor de cuvânt și organizatorilor. Ca acolo, cred că de. De fapt, credibilitatea unei mișcări e dată de credibilitatea liderilor, până la urmă. Am văzut că se poartă și treaba asta care este întotdeauna de manual. Ies, ies niște oameni în stradă și brusc apar unii care vin și distrug acolo. Păi, aduți aminte? Nu, asta e o parte de strategie folosită și deja para folosită la noi. Aduți aminte că da, celebrii. Repetând-o, pur și simplu. Băi, oamenii se prind până la urmă. Eu au scos pe de la galerii ca masă de manevră și când voiau să-l dea jos pe Băsescu în scandalul cu Arafat, și când voiau să-l dea jos pe Arafat, și la Roșia Montană, și la 10 august, și acum, adică băieți, au un instrument acolo, unii s antifa, alții să... Mă nu cred că și-a antifa. Avem și antifa, aici nu știam. Așa, da. Zece oameni care vin când îi cheamă poliția. nu <laughs> să fim serioși da, e o schemă predictibilă și problema și cu jandarmerița bătută pe 9 august, 10 august oamenii știau că vin, erau pregătiți să-i primească, demonstranții știau să se ferească de ei, polițiștii au băgat în mulțime ca să poată să intervină e aceeași schemă cu dacă nu se împrăște până la 10 un foc la autobuze, ia uite au dat ăștia de la miting foc la autobuz Nimic nu se schimbă. Știi, social a fost un, de, un, un debușeu, acum am văzut că e liniște și pace. Deocamdată. Hai să vedem ce urmează. Horeca e pe butuci. Sunt foarte mulți oameni în țară care trăiesc de pe zi pe alta și pentru ei cred că e foarte complicat. Posibil, sau cel mai probabil după tot lockdown-ul ăsta, o să vină criza peste noi, o să vină din nou o criză și nu o să fie deloc plăcut pentru nimeni. S-ar putea să fie chiar mai urâtă decât ce pe care am avut-o în 2008-2012. Gândește-te că dacă a, vin anul ăsta a însemnat uh, o sărăcire în masă și o prăbușire a fragilei clase mijlocii pe care o aveam. Reîntoarcerea obiceiurilor de dinainte nu înseamnă că ne întoarcem la același ritm. Pentru că dacă în clipa asta oamenii abia supraviețuiesc foștii membri ai clasei mijlocii. Oamenii ăștia nu să dea mai restaurante și cărciumi pentru că nu să aibă cu ce după lockdown. Cine și închipuie că o să fie lapte și miere în secunda 2, eu cred că, din potrivă, multe falimente au fost amânate cumva, discutam înainte de misiunea de evoluția chiriilor, că sunt totuși proprietari care au înțeles că oricum n-au nicio șansă să închirieze altcuiva pentru că nu o să vină nimeni să deschidă nimic în perioada asta. Uh, sunt oameni care au înghețat Chiriile, sunt oameni care au înghețat contractele Sunt oameni care au scăzut foarte mult Chiriile până la un nivel acceptabil Pentru proprietarul de business uh, Asta se întorc imediat la normal În secunda a doi, dar clientela Cred că o să rămână închisă în casă Am citit o statistică Destul de îngrijorătoare care spunea Că uh, fix acest segment de populație Și nu vorbim despre România Vorbim despre toată planeta Care funcționa cu mici afaceri Uh, o să le ia cam 10-11 ani să-și să revină la ceea ce obișnuiau să aibă, hai să spunem, acum 2 ani de zile. Mm. Când planeta, cumva, aș mai revenise financiar, știi? Germania mergea bine. Nu știu cum au făcut calculele astea. Uh, îl jură lumea pe Trump, dar Trump a făcut economic în America, a făcut niște treburi destul de serioase acolo, adică a reușit să să, să dea drumul la niște producții, la niște mine, să, să mai circule un ban. Uh. Uh, lucrurile astea. Uh, au fost puse în cap de pandemie pe toată planeta. Yes, ca și depinde de care partea cifrelor te afli. <laughs> uh, analiza pe uh, repornirea minelor este foarte nasoală împotriva lui Trump, până la urmă. Uh, numărul de slujbe câștigate în față de a pierdute industrii care capotează prin redeschiderea minelor uh, nu e chiar așa de rău și niciodată nu e rău. Dar uh, depinde de cine. Publică cifrele, știi. Și am reușit să trăim, să ne construim o societate atât de complicată încât trebuie să fii super guru să înțelegi exact ce se întâmplă cu cifrele goale în față. Asta, da. asta se întâmplă și aici, în bătătura. Nu lui, peste tot. peste tot. Aia. Am reușit să ne îngropăm în uh, legi, regulamente, ordine interioară. Uh, proceduri. Așa, proceduri interne. Și, 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 Așa. personaje mesianice care vin să ne salveze și dacă nu sunt ele, gen Vlad Voiculescu, dacă nu sunt ei acolo, ne ducem la vale. Ei sunt uh, 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 piatra de temelie care te ține țin. Suntem, uh, bine, la noi în România de când cu trauma comunistă și într-adevăr e mult mai greu să convingi oamenii să facă parte benevol din ceva care să sune a asociație, a cooperativă, a organizație, a voluntar, a... deci toate cuvintele rămase pătate de dinainte de 89, e foarte greu să fie readuse în, în conștiința individuală astăzi. Și atunci, da, avem defectul ăsta de căutat figura mesianică de la de-aia plânge lumea după ce aușescu în continuare, de-aia tătuca Iliescu era... El ce-a promis, săracul? ordine și liniște. Și l-am avut. Consens. Consens, da. Liniște. Pe afișele din 92 era ceva cu liniște, sunt sigur. Da, ok, nu mai mi-aduc aminte. Mi venea după piața universității, după mineria, de după nu știu ce, era momentul să Păi liniște. Pe mine mă enervează vicierea asta, asta a discursului public și, și alte altor opinii. Ideea că în loc să fim o țară care urmează un lider că adică am ajuns o adunătură de bisericuțe fiecare cu propriul mesia. Acum nu mai pot să, să, să spui ceva despre USR, că ești pesedist, by default, știi? Băi, mă enervează treaba asta nu pot să, să... Urmea, în condițiile în care 70% nu și exercitează opțiunile politice. Nu pot să să spui ceva bun despre PSD, da? Căci au fost și niște măsuri bune Ei, pe nu, care le-au luat. Păi asta e paradoxul că, că, că la noi dreapta a luat măsurile necesare de stânga, de protecție socială și tot Și de stânga la, 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 la dreapta și de... stânga a luat măsuri de dreapta de la cota unică scăderea TVA-ului străin. Asta este amuzant. Pentru că, până la urmă, ei trebuie să rămână la guvernare și atunci, cumva, economia le dictează, îi obligă să ia acele măsuri. USR Plus nu este un partid de centru-dreapta, iar PSD-ul nu este un partid socialist. Lucrurile nu mai stau așa. Și nu mai există oricum orientările astea. Adică, e normal într-un partid să ai oameni orientați către toate și e bine să fie așa, din punctul meu de vedere, dacă vrei echilibru și vrei centru și vrei perspectivă, trebuie să asculti și stânga și dreapta și să încerci cumva să le împaci. Discursurile se duc din ce în ce mai mult în extreme. Și acolo să, se, să se Radicalizarea bătării. asta da. vine pe fondul frustrărilor și sărăcirii și trasă. Dar nu vine da. și după cum ar veni după 40-50 de ani, când în cursul istoric la 40-50 de ani se întâmplă că tot treaba de asta? Nu neapărat. Adică nu cred în genul ăsta de ciclicitate. Dacă te uiți câteva secole în urmă, venea din 10 în 20 și câteva secole înainte, din 100 în 100. Mm. Eu am un morcov așa, cumva, idea, că, idea, că, un, că un totalitarism ne paște în momentul ăsta. Cred că mai degrabă cred în ciclicitatea aia de meme. Uh, știi că generațiile tari nasc uh, generații mai slabe, care nasc generații și mai slabe, care trebuie Băi, la un moment dat să nască generații Bărbații o ăștia tare. care suntem noi acum nu mai suntem ca aia de acum 100 de ani. Nu, pentru că trăim în confort, în alt confort. Și ne plângem. Uh, vorba aia, aia la 16 ani luptau cu Normandia și Ăștia să plâng Cezar la, la 19 cu cucerise ai... jumătate planeta. Acum ne plângem că a zis -o la un banc cu... Nu știu ce. Da, a, da, 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 da. Băi, aberant. E aberant pus... Băi, cum era viața nevul mediu? De ce te plânge acum, de fapt? Că trăiești în lux. Ai, un, ai un acoperiș deasupra capului, ai uh, gaze, electricitate, uh, mai zim, apă curentă, Mă rog, depinde unde de de stai. Nu, dar le aia, acum ok, avem probleme cu apa caldă, dar am schimbat primarul, nu asta am vrut. Nu asta am vrut, n-am vrut să, să nu mai avem un primar care să, nu, să țină, cum îi spune, am schimbat primarul să subvenționeze căldura. Tot, că tot ca un vot negativ, pentru că până la urmă cred că firea a avut niște erori grave de comunicare, ca să zic așa. Niște atitudini greșite, a încerca să scoate niște fumigene unde nu era cazul, a mai acoperit niște lucruri pe care era mult mai ușor să le recunoască și să le explice. Cred că din câteva agațamente de astea a reușit uh, Micoșor să se cațere cu câteva voturi peste. Pentru că dacă își făcea pr cum trebuie și mă miră că a lucrat atâta în presă și vorba a avut oameni de PR pe lângă ea. Dacă se încrunta mai puțin, zâmbea mai mult și părea mai relaxat, eu zic că ar fi luat și al doilea mână. Uh, a fost din nou un vot negativ și un vot negativ stimulat inclusiv de prezența ei publică. Uh, firea, cred, și Dragnea, uh, poate mai mult chiar decât Adrian Năstase, dacă îți poți imagina, poate Iliescu să, să mai fie în, uh la același nivel, mai au reușit să strângă un capital de ură fantastic. Cumva m-a dus cu gândul la un moment dat, zic, băi, aici suntem ca la Ministerul Urii, știi, ca în 1984 al Orwell. Bă, ăștia sunt oamenii pe, care trebuie să-i înjurăm. Iar ce se întâmplă acum, noua guvernare, practic s-a suit pe PSD, Înțelegi? Treaba asta ți se întoarce. Când, când tu ajungi la guvernare pe PSD, întotdeauna rezultatele alegerilor din România au fost pe vot negativ. Nu, nu e niciun secret. Asta e, ne săturăm de unii, schimbăm pe alții, schimbarea împăraților bucuria proștilor. Știi? A, problema e alta, că a decăzut rău clasa politică, adică te uiți acum la politicienii din anii 90 și zici, bă, erau oameni serioși și sindicaliști și politicieni, era, nu se dădeau atâta în stambă, nu aveau nevoie să-și facă temple, media, n -au... În timp ce ne cade țara în cap. Da. Acum ajungi cu toți semi-analfabeții, purtători de cuvânt, te mai mir că îi dau afară din partid, de păi, da. Una vorbește în ședință, și de acolo, te-a pus să dai declarații de capătul și pare într-o limbă română aproximativ. Da, și ce -ai înțeles tu. Da. Uh, nu, este sinistru nivelul la care s-a ajuns. Băi, mai este o chestie e... care mă, mă îngrijorează și constată că este un mod de funcționare absolut aberant. Uh, ai o, ai o situație gravă, da? Ai niște oameni care au murit într-un spital. Uh, și vine PSD, da? Partid de opoziție, care înfierează lucrul ăla, ceea ce... Hai să zicem... că... parcă n-ar fi rezultatul a 30 de ani de... Unul la prost. mână, doi la mână... Asta e tot ce ai tu de... asta te votat lumea și te-a pus acolo ca să-mi spui că... măsii, adică stai un pic, vino frate cu o soluție. Dar ce încerci să-ți Băi să duci lumea la vale îți cade țara în cap și tu vii cu un discurs de asta, e tot ce poți să faci. Ăștia acuză puterea că e rolul lor de opoziție normal să erodeze imaginea lor de la putere. Și da, acuză cu, Așa. cu Și ei vin cu, cu moștenire, nu? Ei vin cu grea moștenire că voi ne-ați lăsat în halul ăsta că ce era să fac eu în câteva luni. Și... Păi, cum voi e de adevărată și asta? E un, în... un clișeu de care ne-am săturat, dar nu e, nu e de grea partea moștenire de este pentru că toată lumea încearcă să-și facă să saftaua cât e la guvernare, că nu știe dacă mai prinde încă una. Asta a, este o imagine asta. Deci pe în... care o am de la, cum să spun, din ce în ce mai limpe de acum. Mi-aduc aminte de Caraja, Caraja și, mă rog, ăsta nu este singurul caz, s-a dus și-a plătit banii la, la în alta Poartă și, și a... l-au pus voievod și-a pus taxele mari și și-a scos banii. Și -a, scos, a ieșit pe plus Asta caz, era, idea, asta era că business că nu, nu știi când vine următorul la Înalta Poartă să-și plătească taxa și îți ia locul. Despre asta era vorba. Și ăsta a rămas, da, un obicei împământenit. Cred că noi stăm naivi să ne închipuim că măcar 20% din cei aleși au în vedere binele nostru. Nu. Păi, păi și mai e o chestie care absolut... m-a scos din minți. Uite clazul Clotilde. Da? Această doamnă care a ajuns primar al sectorului 1 și se pare că s-a dovedit că contracandidatul PSD avea 1.000 și ceva de voturi în plus. Vreo 1.300. Cred păi, că e o poveste, dar nu contează. Oricum nu mai contează, da. Băi, eu cred că ar trebui să conteze, pentru că dacă este adevărat și doamna Clotilde rămâne în continuare primar, eu de ce Dumnezeu mă mai duc la vot? Înțelegi? Eu cred că asta e un principiu cu care nu prea e ok să te joci, că este foarte periculos. Și așa dar nu se duce oamenii la vot. Ce s-a întâmplat în perioada aia la alegeri, nici nu știu exact tot, dar știu că au fost niște glume sinistre, cu saci și dintr-o parte și dintr-alta și din simplu fapt că am ajuns în situația în care să discutăm despre asta este de fapt o problemă. Avem și cazuri în trecut, dar hai sincer, să vă le amintim. Sincer, o, o numărătoare cu martori mie uh, dă mai multă încredere decât una făcută la un an după, în spatele ușilor închise, de băieții care au tot interesul să nu iasă. Cred că aici e și o treabă de procedură. S-a început de atunci, durează atât. Zic că atunci când erau și independenți de față, și reprezentanți de la toate partidele, și o comisie de numărătoare, 10 oameni n-au cum să ajungă la un rezultat mai viciat decât. Am fost odată într-o comisie de asta de alegeri. Pe vremea o să râs când a ieșit Vanghelie primar, prima oară. Deci atunci eram. Și mai să numărau voturile, adică se numărau pe bune, nu știu ce se întâmpla cu ele în momentul în care erau duse la bec, dar în momentul ăla să, să numărau, să puneau pe foaie și era... Și avea un proces verbal și aia, îl un proces verbal și pe tine te enervează asta, pe mine mă enervează care voi voie piedone să candideze și să mai și câștige, adică omul era condamnat în primă instanță, cercetat pentru toată povestea legată de colectiv și are voie să candideze. Bă, stai un pic, parcă nu e ok. Bine, n-am nimic cu omul. Da Am eu. Dar ca idee, cum poți... E, e imoral. E imoral. Da, dar noi avem, noi da, nu avem problemă cu asta. Com... Sectorul 5 n-a avut o problemă no. cu asta, iată. Și dacă primăria e administrația, dacă când ajungi la parlament pe treaba asta și când sunt oameni acuzați cu dovezi Clar, orică okay, nu sunt vinovați până nu sunt în Nu ai pe nimeni în pușcărie dar... pentru moartea celor 65 de oameni. Dar... Nu uh... ai pe nimeni. Băi, îngrijorător. Încă. Încă. E pe cale să. Uh, da, am auzit că și acum încearcă să le mute încadrarea, să-i scape ieftin. Până la urmă tot fraierii o să plătească. Dar nu știu care o să fie fraierii care o să plătească aici că, na, ai niște patroni de club și mai ai niște Bun, uh, autorități. De club, din câte știu erau acoperiți și și-au închiriat Și un piedone care spunea că el nu putea să trimită oameni să controleze cu, Cine cu, 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 clubul pentru că se închidea la ora 4 și uh, uh, instituția se închidea la ora 4 și, și, și clubul ora se deschidea la 5. Bă, bă! Și pompierii până la cât aveau. Deci toți care aveau atribuții de control acolo și au lăsat să funcționeze așa, au o problemă. Ai văzut filmul? Nu și nici n-am de gând să-l văd încă. De ce? Sunt lucruri prea dureroase, am pierdut și oameni acolo. Exact asta este și problema mea. Exact asta nu pot să-l văd. Plus, am mai aflat o chestie din film care mă enervează. Se pare că spre sfârșitul filmului cineva îl bate pe umăr pe Vlad Voiculescu. Am auzit această, acest aspect al filmului explicându-i că România nu-l merită. Nu merită un om extraordinar așa ca el, care mai are un film uh, despre criza citostaticelor și cum a rezolvat ieri nu știu ce problemă. Acum, uh, cât a fost ministrul, lăsând România într-o criză gravă de citostatice, altfel, de altfel. Exact. A -a Am o reținere. M-ar fi bucurat să iau Oscarul, pentru că na, sunt... E treaba ca și asta, un... da. Nu-ți place fotbalul, dar ar fi mișto să iasă România ca pe mondială. Da, bineînțeles. E, uite, nu s-a întâmplat. Și am, am reținerea asta cu filmul. Uh, o să-l văd, evident, la un moment dat. Nu, Așa cum aș vrea să văd mare parte din filmele românești bine făcute. De obicei mă enervează sunetul cumplit la ele, dar uh, avem o școală românească de sunet de cinematografie care mi-aduce aminte de Rusia anilor 40. Deci, da. În pasiunea mea pentru viniluri, a, am redescoperit o grămadă de viniluri românești produse de Electricord la Pare... începutul anilor 90. Băi, să vrei să faci un sunet atât de prost și n-avei cum. Deci n-avei cum. E, e ceva, a, ai, ai tras toate instrumentele și ai pus un borcan peste suma a, totală da. a sunetului. Ia, ia un uh, disc în anii 60-70 cu semnal M sau. Și ea, nu știu, survolajul din 91 și punere unul lângă altul. pierdut mult, dar uh, auzi, uh, când ai trei locuri la imagine, film, două la scenografie, unul la sunet și în 30 la regie, ia ghici cine... Și oameni care masterizează foarte bine sunetul chiar în București. Sunt niște uniforme. Bun, foarte... sunt. Da. Acum deja majoritatea a migrat pe digital și. Și pe Pro Tools. Da. Eh, lasă că să face treaba și așa. Da. Uh, am, am văzut acest documentar făcut de Dave Grohl despre un. Uh, Eu mă întreb dacă e ceva ce nu știe să facă Dave Grohl. Celebru studio din Statele Unite, studio de înregistrări care s-a format la începutul anilor 70 și care a devenit celebru și a început să-și facă bani înregistrând unul din discurile cu Fleetwood Mac, unde, că vorbeam mai devreme, a pus 16 microfoane în total, numai pe tobe, câte a pus vreo 8 microfoane. Pentru că a făcut asta și pentru că a ieșit un sunet analog excelent și pentru că fiecare cinel, de pildă, avea propria lui pistă, a urcat foarte sus și s-a necat ce să vezi la începutul anilor 90 când a apărut Pro Tools, pentru că ei au ținut-o pe ei cu analogicul, au mai avut un, un, un puseu ca acolo s a tras Nevermind cu Nirvana și le-a mai adus niște clientele, pe au început să se ducă în cap, până într-o zi în care au zis, na, trebuie să punem și noi Pro Tools, că uite aici așa, se lucrează. Și se lucrează mai ușor, tragi chitara mai ușor. Una... Cum ziceam, a fost momentul în care inginerul de, de, sunet a devenit parte din formație, deci al cincilea membru sau al treilea sau al optulea. Viața era mai simplă și sunetul era altfel când atârnai trei microfoane simetric deasupra scenei, luai totul ca ambiental, practic, aveai grijă să-l egalizezi, să mai... și atât. Și de astăzi există marea rupere între live și studio. Uh, sunt oameni care știu să cânte și sunt oameni pe care îi facem pe 18 piste, pe 48 de piste. văzut că isterie mare uh, pe Facebook printre prietenii mei mai ales. Vrem concerte, vrem concerte, nu mai putem, ne vaccinăm, dați-ne 100 de vaccinuri, le facem bătoate numai să mergem la concerte. Adevărul e că altfel sună. Da, ajung să cred că mă duce și la trupele românești de mâna a doua numai să pot să stau liniștit cu un pahar de plastic cu bere în mână la soare și să ascult muzică. Eu ți-am zis că trebuie să ne facem un loc al nostru în care să... Am avut șansa anul trecut, am mers într-un dintre weekendurile de la Brezoi, la weekendul de rock românesc. A, a, fost summer camp ora unde cu absolut toate condițiile civilizate, distanțare, număr redus de bilete, cred că între 300 și 500 de bilete, ceva de genul ăsta. Da. 12 trupe pe weekend la la numărul ăsta de bilete nu prea poți să aduci nume mari, pentru că nu scoți banii și bani și numele mari costă. Deci a a fost Phoenix Transilvania, uh, Iris, Timpul Noi, Sarmalele Reci. Asta sunt române. Uh, bani. Bun, trupe bani românești. Da. Nu cred că majoritatea au venit pe bani puțini sau fără bani, că nu poți din 500 de bilete să împarzi 200 de oameni de pe scenă. Nu cred că n-ai <laughs> A, ah, să vedem ce o să se întâmple anul ăsta. Se pare că mari concerte n-o să avem. Judas Priest s-a mutat pentru la anul La Judas nu mai duc. De ce? Păi, pentru că după ce am fost la concertul vieții mele cu Judas Priest, probabil, uh, la Best Fest unde au fost și Manson și Alice Cooper. Da, știu, dar nu știu dacă a fost în ce. Scena a a fost Judas Priest. A fost pe scena a doua, nu a fost pe scenele mari. În stânga. Și au venit și au scos a, a intrat Halford pe scenă fără să zică nimic a cântat două cântece de pe ce era atunci ultimul album uh. și după aceea s-a oprit și a zis bună seara uh, conform contractului cu impresarul trebuia să promovăm nou album v-am cântat astea două cântece acum ce ziceți ne distrăm și noi și facem ce știm mai bine? Băi, și a ieșit a, 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 a cântat practic un best of deci tot, de la rock Roland, cu aceea da. Da, asta au făcut și Chior. Așa, și cu juma, Și Chior a fost senzațional. Oh. E, și după aia m-am mai dus la încă pa, celelalte patru concerte Judas Priest, care au mers din rău mai rău până la ultimul. La ultimul a fost și sunetul destul de prost. Halford a fost fără chef, am înțeles că era și nemâncat, că i-au dat ăștia ceva de nemâncat în culise. Mâncare rece la Urâtă poveste, da, românească de unde forță să ți pășene dacă tu ești leșinat de foame? Uh, dar și... Să nu, să se și, cu vreun progresist. Uh, Hai vorbesc. Și vreun playlist pe acolo. Slăbuț. Două, trei repere și de restul multe. Noi... Mă rog. Dacă... doar de Judas Priest. Mă o să merg. O să merg. Și mai, mai era Hollywood Vampires la Slipknot, nu cred, da. ce mai era? Ah, plus se anunță Guns N' Roses. Nu știu dacă la București, dar s uh, a anunțat mare parte din turneul din Europa, cel mai aproape de România, este Milano și Viena. Mm. În formula cu slash și cu... Să vedem ce, ca halba? Nu. Ok. N-au fost niciodată printre preferații mei, deși, na, da, era bun în clasa 10 -a să pui un blu să stigi lumina și dansezi gansă în rozis, da? E, e, și tu victima lor care nu ar fi depășit na a văzut Sunt niște cântări acolo foarte șmechere pe da. Și Slash face treabă bună și în afara lui Gansă nu... E ok, da. Nici nu poți să compari cu muzica serioasă. Nici măcar cu rock clasic. Aici o să ne contrazicem. Nu e că e filonul ăla de bluză acolo foarte bine făcut. E o piesă ca locomotiv. Ce, ce. Nu, sunt niște muzicieni, nu sunt de acord cu tine. Că, că nu ne place Axel Rose cu problemele lui la cap, asta este altă discuție. Dar ca muzicieni n-am ce să le reproșesc. Exagerat de comercial, da. Nici eu n-am nimic de reproșat unui vin care este absolut senzațional pentru consumatorul comun și îi oferă o satisfacție deosebită la 25 de lei. Dar nu mă aștept nici la revelații din partea lui. Mai, hai să-ți mai spun o treabă. O, odată trupe de calitate ale lui Guns N' Roses, cred că sunt mii. Înțelegi? Unii au șansa să iasă. Au, bă, 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 cred că e și treabă de șansă aici. Marketing. Mar nu, dar să dar ai personaje. Oamenii au personaje. Și sunt personaje. Dar nu pot să mă supăr acum că îți succes și să mă raportez la ei. Mă, ok. Da, nu știu. Nici nu pot să ascult Don Crei și nici Naki No Heaven's Dacă Dacă aș avea, dar ales în acea altfel, altfel sunt, băi, niște muzicieni foarte... Plus că a fost la concert aici, a cântat bine. S-a cântat bine. Deci M-aș duce la orice oră la Bob Dylan, care ca să cânte în loc să mă duc aici. Și dacă ar fi dar să ei și Rolling Stones, n-aș ezita nici o secundă indiferent că au jumadă mileniu pe scenă împreună. Sunt abonat la Rolling Stones pe Facebook și își scriu The Best Band in the World. Ceea ce e așa o înțelegi de aici. Da. O, o, o aroganță. Pe de altă parte, băi, calitatea cântării. Spre bătrânețe îmi place din ce în ce mai mult Rolling Stones. Băi, calitatea cântării este incredibilă, iar simțul de blues al lui Keith și al lui Ronnie Wood e, e o treabă. bluesul alb e puțin de calitate. Adică sunt câțiva standardizați, dar bluesul alb în zona de elită nu are mulți membri și el e unul dintre ei. Și dacă asculți de pildă, hai să luăm un hit Rolling Stones, uh, Love is Strong. Și dacă ești atent, uh, doar la chitara lui Keith. Da. D -dum, d -dum. Pur și simplu îi dă drumul din când în când și nu prea se repetă treburile alea, dar de, de a da drumul la două, trei acorduri la straight to the point. E, asta zici, noi ne pierdem vremea vorbind despre Gansaro, zici pe bună. E Aici <gântu> rău, aici nu e așa. Lasă că și Slash face treaba face, bună acolo fac, și no, nu numai. Slash e, e ok. Mai vin? Am. Să -ți dau. Mai fac un refill, nu opri camera Bogdan. Cu plăcere. Zic să bem pentru rock and roll. Și pentru concerte cât mai curând. <laughs> Și pentru concerte cât mai curând. Uh, um... Eu sunt nevaccinat și uh, nu sunt un antivaxer, cum am văzut că s-a încetățenit treaba asta dacă, dacă nu vrei să te vaccinezi sau dacă ai oare ce uh, cum îi spune, retigențe. rețineri, da, reticențe, uh, intri neapărat în zona asta de discurs antivaxer, hater, uh, domnul uh, m-a făcut terorist. Înțelegi? Da, da, a spus că ăștia care sunt antivaxeri sunt de fapt niște teroriști care nu vor să Perpetuiți bomba biologică. Exact, da, și zădărnicesc, mă rog. Și nu e că nu vreau să mă vaccinez, dar mai aștept un pic, pentru că am ceva rețineri cu vaccinul ăsta făcut pe 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 foarte repede. Bun, stai puțin, să ne înțelegem, vaccinul ăsta nu este făcut pe genunchi. Vaccinul ăsta este un rezultat direct a 30 de ani de cercetare anti-HIV. am de... zis că e făcut pe genunchi, am zis că e făcut în grabă. E făcut în grabă, dar pe metodă proceduri verificate de-a lungul Și timpului. Oricum vor... în... Sunt mai multe vaccinuri cu mai multe proceduri. Bărnesc da. că vorbești de Pfizer. Uh, de toate pe bază de RNA-messager. Uh -huh. uh, păi, e normal să evoluăm la nivelul ăsta și e normal ca de la un punct încolo să nu mai fie nevoie de zeci de ani de teste și de ani. Când ajungi să înțelegi genetic că ai format dintr-o bucată de virus de la o bucată de virus de la și se poartă așa, ceea ce înseamnă că are componentă X, de aici încolo e calcule, e chimie. E... Fie în ce am citit. Am, am, citit o chestie care uh, era la nivel de supoziție, era opinia unui medic, da? unui epidemiolog, ca să, să vorbim în și care îți exprima o reținere în ceea ce privește tipul ăsta de vaccinuri și spunea următorul lucru. Îți face acea modificare pe RN care să-ți răspundă la COVID atâta doar și, și să te protejeze de COVID și dacă îl iei să faci o formă mai ușoară. Ce zi... modificare? Nu, stai puțin. Îți borupe virusul în niște bucăți, le alege pe alea semnificative și pe alea dezactivate, ți le injectează. Treaba este că odată programat ARN-ul tău să funcționeze nu, așa... Nu își programează nimeni niciun ARN. Nu. ARN-ul mesager are rolul de tăbliță de matriculare de la mașină. Deci tu, dacă vezi un accident, nu trebuie să reții că este forțiera de 92 cu o seria de matriculare pe șasiu, patru zgârieturi pe... Și numărul? Numărul de la mașină. Ăsta e are -ne, un mesager, Nu e nicio. Ce spune el era următorul lucru, că în momentul în care l-ai făcut și uh, hai să presupunem, uh, uh, ei covid și faci o formă ușoară, căci despre asta ah. este vorba, da? El spunea că dacă, dacă uh, uh, acest uh, COVID este, uh, a fost un virus de distrugere în masă, da? Făcut ca, gândit ca atare, uh, faptul că organismul îți răspunde cum îți răspunde la, la COVID, s-ar putea să, să nu îți mai răspundă la fel de bine la un alt tip de vaccin, pentru că organismul știe să facă, de obicei, fără vaccin, știe să facă un soi de shuffle ca să se apere împotriva a, a tot soiul de, de agenți externi. Și că odată făcut vaccinul ăsta s-ar putea acest șafel de apărare al organismului să fie foarte redus. Da. Era o opinie, era o opinie. Din păcate e plin de opinii legate de treaba asta și mai puțin de date uh, și o să rămânem în beza. E probabil motivul pentru care... Păi a... a... mi se pare aberant că am ajuns cumva specialiști în vaccinul. vaccinuri. Da. Sau... AstraZeneca, deci, Eu mi-aduc aminte că uh, una dintre primele mari probleme, și din nou, proastă comunicare, manipulare intenționată, uh, propagandă, toate astea se regăsesc și lumea ce foarte întâmplat. confuză. Aduți aminte că virusul ăsta a început cu oameni care cădeau pe stradă și care brusc au dispărut, după aia n-a mai căzut nimeni pe stradă? Da, da aia dar aia e altă treabă. Pe de altă aparentă, parte, da. din câte înțeleg, marea problemă cu COVID-ul inițial era că atacând COVID-ul tăi atacă și celulele sănătoase ale plămânilor, de unde și problemele mari, secundare. Și că, de fapt, terapia asta de RN mesager a fost aleasă prioritar. Pentru că așa ajuți anticorpii să identifice virusurile și să nu-ți mai atace celulele sănătoase. Da. Mă rog, poate n-am înțeles eu bine. Din nou, trebuie să-mi aduc aminte de un principiu vechi de viață, deși nu mă pricep, nu mă bag. Problema e alta, că tot ce s-a întâmplat pe lângă într-adevăr e de uh, natură să nască și suspiciuni. Și sunt uh, bâlbe și sunt uh, morți. Morți uh, scade numărul de oameni care spun că nu există COVID-ul pentru că încep să le moară și lor prieteni și rude și... Staberații la... Da, la orice... Da, experiment. dar problema e că acum ne împărțim în aberanți și aberanți. Nu, nu mai există că nu mai există oameni care să sape după date, după informații. Nu mai există oameni educați care să caută pe Google Academic, caută pe Google News. Păi, stai mă! Dacă te duce capul să înțelegi o pagină de text. Lasă-l naibii pe reporterul de la The Sun sau de la The Star sau că ăla înțelege mai puțin ca tine. Ce încercam eu să spun era de fapt că mie mi se pare o măsură abuzivă ideea de pașaport verde și ideea de a nu mă duce la concerte dacă nu sunt vaccinat. Păi, nu, sunt de acord să plătesc testul ăla. Du-te cu testul de anticorp. Mi-am făcut testul de anticorp, mi-am făcut toate testele. De ce trebuie să... De ce trebuie să îmi restricționez dreptul la libera circulație sau de a participa la temirce evenimente. unul la mână, doi la mână. Mă îndoiesc că... Și asta cred că o să coste actuala clasă politică foarte scump. Uh cât sus zicea că avem nevoie de cât de 5 milioane de vaccinat să dăm drumul de la întâi, că el visează frumos că se vor vaccina vreo 5-6 milioane sau nu mai știu cât a spus, de la 1 iunie să, să... Dacă scoți jumătate din populația adultă, în țară că suntem 15 milioane, 5 milioane de copii, dar pe acolo ar trebui să fie. Ok, s-ar... Sunt șanse mari să nu se reușească să ajungi la numărul ăla. No. Și atunci o să rămânem în eter până dacă știe când. Da, de fapt așa, dar asta okay. o să coste actuala clasă politică, Uită -te pentru că nu, nu are, cum să spun, nu are, apropo nu are susținere. Apropo de Communication, de propagandă, comunicare defectoasă, cum vrei tu să-i zici, uh, se consideră oameni din prima linie angajații de la Poșta Română, nu? Deci când uh, s-au aprobat vaccinul și au zis prima tranșă vine în România, ăla erau prioritari că sunt în linia întâi, sunt oameni care au contact cu 100 de oameni pe zi, da? Bine, nu mai au căzut, lasă în cutia poștală, dar se presupune că au contact cu 100 de oameni pe zi. Titlul mare în toate ziarele, 42% din angajații poștei române se vor duce să-și facă vaccinul. Păsteți, sunteți idioți? Pă bune? Adică știrea e că 58% refuză. Aproape două, <laughs> trei. mă rog, peste jumate nu vor să se vaccineze. Te vedem partea plină a paharului. Da. Există și exemplu Texasului. Texasul are o populație de 28 de milioane de unde, cam cu vreunul am citit știrea asta, s-au vaccinat vreo 11 milioane iar bă, infectările COVID sunt în scădere. Adică oamenii stau foarte bine la capitolul ăsta. Există la acest las exemplu. Lasă Texasul, uită-te la Israel. Gata. Acolo teoretic e rezolvată problema. E... Se prăbușește numărul de cazuri de COVID și sunt aproape toți vaccinați. Mai există și această situație și am aflat pe surse că și la noi se întâmplă. Uh, nu te mai angajează dacă nu ești vaccinat. Depinde unde, dacă ai contact cu clienți sau cu. de ce so nu sunt... Uh, am auzit de cazuri. Uh, deci nici -a -a l -a l -a l -a Dacă te dau afară, pus dacă te dau afară pe motiv pentru că nu te vrei să te vaccinezi, există o firmă de avocatură care, în momentul de față, a anunțat că va reprezenta această categorie pus de oameni. Problema Dar pentru dacă nu te angajează, s-ar putea să. S-ar putea, n-ai ce să le faci, că găsesc o mie de motive pentru care. Uh, din nou un om vaccinat poate să fie în continuare purtător și contagios, din câte am înțeles. Da? Uh -huh. Ideea e că se reducem mult riscul ca el să facă o formă gravă pe două parte și ca, într-adevăr, să contacteze și devină contagios pentru că și omoare singur virusul înainte să-l dea sau mult mai repede. Dar înțeleg de ce ar fi nevoie de, un om, de oameni de ăștia în Horeca, cel puțin, că acolo e durerea mea. Nu vrei să-ți strănute peste vasă unul cu COVID. Simplu. Mai ales dacă tu ești antivaxer și vrei să mănânci la mine în cărciun. Ar fi bine să nu te îmbolnăvești totuși la mine în sunt antivaxer, lasă-mă în pace. Glumesc, nu știu. Mai eu știu cât am umblat pentru, nu știu ce, vaccin cu 5 valențe pentru fimea că nu-l găseam. Dacă te știam antivaxer, nu ți-aduceam un vin bun, ți-aduceam un vin prost. Nici nu cred că... Nu există vin prost, există doar vinuri mai nefericite. Ani proști. Am că există și vinuri plastelase, lasă uh -huh. cam bune, niște poștiri, ce în fine. Uh, treaba asta uh, este, mă rog, îngrijorarea mea la toată demența asta care ne paște acum este că eu am, am, uh, am această amintire a, a regimurilor totalitare și mi se par niște germeni care vin la pachet cu... Cu, cu Cancel Culture și cu alte de aberații da, ne de, astea, de perfect storm, da. ca, Care îmi pute a regim totalitarist de la o poștă și atunci am, am toate reținile de pe planetă. Nu, cu teorii ale conspirației sau nu. Am această... Nu știu ce să zic. Și nu mai pot să văd nimic din ce apare netrecând prin filtrele astea pe care mi le-am dezvoltat. Să strâng prea multe din prea multe părți deodată și asta zic, ne apropiem de un perfect storm care de obicei conduce la o reașezare socială de bunăvoie sau cu forță. Și da. Cum arată lumea acum? Cum arăta lumea acum un an de zile Acum 2 ani, să zicem, cum arăta lumea cu 20 de ani? Poți să faci un exercițiu de imaginație cum da. Dumnezeu o să arate peste 20 de ani, când noi, nu, bineînțeles, nu, că o să fim ei în viață? Asta mi-e greu să recunosc cu mâna pe inimă, pentru că după aia o să pe -ți la mine că conspiraționist, că se lucrează la o remodelare psihică, la comportamentală, că până la urmă ajungem în imposibilitatea de a mai face deosebirea între adevăr și minciună pe de o parte și între lucrurile importante și lucrurile minore pe de altă parte. Deci noi trăim într-o furtună de informații în care și ăștia bine antrenați începem să ne rupem. Da, păi copiii care habar n-au pe ce lume trăiesc. Post-adevăr îi spunea un prieten exact. care a venit aici. Trăim în epoca post-adevăr. Da. Când uh, alegi o uh, minciună conștient, o minciună plăcută în fața unui adevăr deranjat, valoarea de adevăr e irelevantă și, și știi că nu există nici măcar beneficii din treaba asta în afară de uh, confortul tău psihic, că nu mai trebuie să uh, înțelegi de ce se întâmplă, să accepti consecințele, să îți modifici atitudine și comportamentul propriu, propriu ca să te adaptezi la situația aia, o ignori sau îi dai o altă explicație care îți convine ție mai tare găsește un loc pe planeta asta cu o viță, unde putem să punem o viță bună, să ne facem vinul nostru. Nu avem timp. Găsim un loc care face deja vin bun și ne așezăm lângă. Trebuie să facem o comunitate acolo, nu intră oricine. Uh, o să fie State of Love and Trust. Era o piesă lui păi, Paul Povre. Eu dacă mă apuc acum să plantez vie, oricum durează un an, doi, trei, să găsești locul perfect, să o plantezi și să ajungi să o să facă rodul ei cel mai prețios la 20 de ani și atunci să faci un vin care să fie perfect peste încă 20 de ani, nu avem timpul ăsta. Uh, un wine bar pe plajă în Noua Zeelandă sunt mult mai bine. Am 20 de ani... Sau în mă. sudul Franței. Ești, pesimismul tău ți se trage de la deconstructiviștii pe care îți să... eu 20 de ani mai trăim de acum încolo. Păi da, dar nu 40, că să mă apuc să mă bucur de primul vin se bucure copiii. Și la 85 de ani chiar dacă trăiesc, nu mai am papilele așa de... Eu știu de ce vaccin nu se, voi inv se va inventa <laughs> să <-ți laughs> revigoreze papilele de... <laughs> și să crească măselele la loc. Da, uite, la unul de-asta m a oferi voluntar pentru studii. Băi, mulțumesc mult pentru vin și mersi că ai venit. Plăcerea mea, ca întotdeauna. Hai să ne refacem cum îi zice, rezerva strategică de nicotină. Cu mare drag. Pa, ba.